eram în dormitor și mă cheamă fostul și îmi spune, băi, 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 și la un moment dat îmi spune, ești în top 3 curve din România, și la care îi spun, păi da, că am fost fată faină și locul 1 l-am lăsat pentru măta. Totul se rezumă la ce ai, la ce porți, ce pantofi, ce mașină conduci și cu cine te-ai mai combinat. Televiziunea din România a ajuns o prostituție ascunsă. În subiecte de politică, religie, nu mă mai bag în viața mea, pentru că sunt subiecte sensibile și n-ai ce să vorbești despre asta. Dar ăștia de pe aici, patriarhul nu știu care și așa mai departe, nu! Ei să rămână cu S-urile lor, cu ăsta, că uite, sunt și eu ca ăștia de pe net acum. Dă foarte bine din partea mea și cu Bentley să umble. Dar nu o să mă duc să le pup mâna niciodată. Pentru că imaginezi că era o articolă în presă, recunoști vedeta care a plecat, vedeta, de la coada vacii. Nu că nu m-am înțeles. Deci dacă nu l-aș fi avut pe noua, spun sincer, când făceam bagajul și eram plecat în munți. Ce e bine... Băi, Nenciu, mi-ai zgâriam... A, nu, era un umbră. Nu mai râdi, Radu, dar crezi că mi-ai zgâriam masa cu microfonul, hai că mamă ăsta. A, nu te gândi că e vreun potolită omul și vreo ușă de biserică, dar eu știam clar ce mi-am luat. Dacă stai, a făcut un copil cu un om pe care nu-l cunoaști. Bă, și ceva, toți bărbații din viața mea m-au așteptat. Mamă, ce podcastul ăsta a avut două părți. Până în momentul de față a fost partea 1, Cristina serioasă, partea 2, în care a ieșit Moldova, efectiv. Eu de la Alex am Milenul de Logodnă și la revedere. Ok. Asta e singurul cadou pe care l-am primit. Adică cadou, trebuie să mi-l dea. Nu vreau să plâng acum că mă gândesc la 7000 de lucruri. Bă, când se spune, bă, tu poți, tu ești bun în ceea ce faci. Eu n-am auzit în viața mea asta. Că, bă, omul e prost, fenomenal de prost și mulți sunt proști. L-a iertat pe Pițurcă pentru că i-a cumpărat un ceas. Da. Ești prost. De ce să plâng? Păi... Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. După cum puteți observa, suntem într-un decor total neobișnuit față de cel de până acum și asta pentru simplu fapt că acest episod este unul cu totul și cu totul special. Este cel mai așteptat podcast atât de către voi pentru că am primit o tonă de mesaje atât aici pe YouTube în secțiunea de comentarii cât și pe Instagram, pe Facebook și pe toate platformele de socializare și în același timp este unul dintre episoadele pe care eu mi le-am dorit cel mai mult încă de când am început acest proiect de podcast. După un an și jumătate, în sfârșit, am convins-o, după 11.000 de încercări, după 11.000 de tentative, am convins-o pe Cristina Ih să vină aici la podcast, practic nu să vină, ci să venim noi la ea la podcast, pentru că aici ne aflăm în apartamentul ei, în sufrageria ei, practic n-am schimbat studioul, am schimbat doar sufrageria. Să rămână, Cristina, și îți mulțumesc enorm pentru faptul că ești aici, că noi suntem aici. Ce faci, Radu? Da. Deci până acum m-a chinuit Radu. Bună seara, când se dă podcastul, ziua sau seara, Radu? Seara, seara. Seara, bună seara celor care ne urmăresc. Aștept mesajul, cine mai e și asta? Vorbim după. Radu, deci m-a disperat, Radu. Vă rog frumos să mă credeți. Chris, dacă nu vii la mine în podcast, dacă nu vii la mine, deci oricum nu mai scăpam de tine. Deci oricum trebuia să vin. Nu mai scăpam niciodată. Decât să nu mai scap, mai bine ca am face podcastul ăsta acum. Tu ai mai fost la un podcast înainte? Mamă, mare greșeală. Păi, deci, e singurul podcast, mă uitam la mine, parcă nu eram eu. Tu, că tu mă știi. Exact. Tu mă știi de când mă trezesc dimineața până mă așez în pat. Nu eram eu, eram... M-am slăit de puteri, mă eram emoționată, nu știam întrebările și tu știi că... Nici acum nu știi întrebările, că nici eu nu le știu. Da, bine, nu contează, dar tu ești, băi, tu ești fiul meu. Eu, noi am stat în casă împreună, noi am împărțit patul împreună, motanul împreună. Eu pe tine, ca și cum mi-ai interviu cineva din familie. Exact, adică, da. Nu mă simt. Știi că noi aici la podcast... Dar tu știi de ce nu accept eu podcasturi, nu? De ce? Bă, deci nu. Deci eu când aud întrebările la Radu cu cine mai ești pe asta, vedetă, peste noapte, ce a făcut...
pentru țara asta. Deci nu, deci eu nu mai pot. Sunt ceva de genul, băi, dar Radu, dar cine trebuie să fii, mă, băiatule, ca să apari într-un podcast sau ca să apari undeva? Și de ce oamenii aia te urmăresc? Adică de ce nu se uită pe TV Cultural? Nu știu. Nu mă, mai e emisiunea lui Pleșu și Liceanu? Că i-am omorât pe toți cu Pleșu și Liceanu. Nu cred cum e, nu. Nu știu, de ce nu se uită la Patapievici, la Cărtărescu, la... Adică de ce se uită la astea care n-au nicio semnificație pentru ei, care reprezintă nimeni în drum? Că eu văd că dacă te uiți la... Ia uite pe YouTube câte vizualizări are Preșu și Liceanu la debate-urile lor și cât au astea din online. Și sau podcasturile. Mai ales alea cu... Alea cu bârfe, așa cu zisele pițipoance, bârfe și așa mai departe. O să vorbim și despre bârfe și scandal, dar mai întâi de toate, ca să începem întâlnirea asta cu dreptul. Mă rog, ne-am întâlnit acum 3 ore până am făcut aici cadru, domn Nicione, s-a chinuit pe aici, a transformat casa, a spart niște pereți aici, s-au întâmplat multe lucruri. Ideea e că noi avem o tradiție și de ceva vreme încoace tot oferim câte un cadou personalizat invitatului. Sunt mulți invitați pe care nu-i cunosc foarte bine, adică pe care îi cunosc abia în momentul în care vin la podcast în carne și oase, și atunci e destul de complicat să le alegi un cadou. La tine a fost foarte simplu, pentru că vineri când am venit aici am filmat maratonul, la un moment dat am plecat la baie, da. Acolo am văzut exact ceea ce aș putea să lovesc în așa fel încât să... Stai așa că e probleme tehnice aici. Fie punct ochit, punct lovit. Mai ales că m-au ajutat și doamnele de la magazin, că le-am zis pentru cine e cadou. Am zis că am și eu nevoie să iau un cadou pentru... Serios? Cristina aici. Da. Doamne, ce drăguț, Radu. Băi, da, te-am învățat, nu glumă. M-ai învățat frumos, nu? Am învățat, nu te duci fără cadou la femei. Mulțumesc. Nici la bărbat. Da, ce mi-ai luat ceva de la Dior. Da. Da, sigur o să-ți placă, pentru că e exact ce folosești. Știu, tu că, și... știu că ar trebui să-l deschid acum, dar deschid după ca să nu pierdem timpul. Cum îți dorești tu? Nu am niciun fel de preferință. Dar sunt sigură că mi-ai luat ceva parfum, nu? E mai în sfera... Da, vrei tu să-l deschid eu dacă îl deschid? Dacă vrei, nu, mă, nu-l deschide, dar pot să-ți spun ce-i dacă îți vrei. Îți mulțumesc. Nu, nu, păstrează tu surpriza. Nu. Ești un ceas Patek Filip. Hai, bă, Radu, te rog, dar mi-ai promis că nu faci în comentarii, nici te rog, nu fi, suntem ca ăia, știi, săran de aia, n-am mai văzut, zi. Știi ce, uite, apropo că spuneai chestia asta, că ce frumos m-ai învățat, într-adevăr, eu foarte multe lucruri le-am învățat de la tine, pe lângă faptul că am avut super mult noroc de educația mea de acasă, am avut foarte mult noroc de educația pe care ulterior am primit-o de la oamenii cu care am interacționat, iar faptul că tu mi-ai fost ca o mamă adoptivă când am venit aici, mie parcursul mi-a fost extraordinar de ușurat și în același timp am fost super privilegiat să pot să am parte de o grămadă de experiențe mișto odată cu tine și odată cu lucrurile pe care tu mă învățai să le fac. Lucruri care mi-au folosit teribil de mult și de asta vreau să deschidem discuția asta din podcastul ăsta. Tu ești un etalon pentru foarte multe dintre femeile din România, de frumusețe feminină, de eleganță, de stil, de feminitate în ceea ce înseamnă cu adevărat acest cuvânt și toate cuvintele din sfera acestui cuvânt, și vreau să te întreb cum a ajuns Cristina Ih să fie ceea ce este ea astăzi, dincolo de ceea ce cunosc urmăritorii tăi din Instagram sau din toată activitatea ta din mediul online. Tu știi foarte bine, Radu, tu știi povestea, eu n-am căutat celebritatea. M-a găsit, ca să zic așa, celebritatea, că n-aș putea să zic că sunt celebr. Dacă mi-ești din țară, nu știe nimeni cine e Cristina Ih. Dar la un moment dat, tu știi cum am început, că l-am cunoscut pe Matei, am început cu pași timizi, habar n-aveam, nici să... adică mie mi se părea că nu știu să joc. Oamenii au apreciat vine-urile și sketch-urile pe care le făceam cu el. Dar nu aveam idee ce fac. Eram o fată, mă plictiseam, eram în relația, tu știi foarte bine, cel care te-a și descoperit. Ok. Așa, după te-a zis. Care și salutăm pe Robi. Da, da. Hai să mă povesti puțin partea asta, că e foarte interesant. Eram în dormitor și mă cheamă fostul și îmi spune, băi, hai să vezi ceva pe Facebook. Și tot insista, eu eram, lasă-mă, n-am chef să văd. Și mi-l arată pe Radu, un tip, tipul ăsta e din Iași, care limita, pe cine limita, pe Vadim sau pe Becali? Nu mai știu exact. Da, și mă uit la tine, mamă, deci nu, că mi-ai părut Radu super talentat. În secunda 2 am pus mâna pe telefon și am zis lui Matei, băi, deci trebuie să vezi un tip. Și mi-a zis și el că e super talentat. Ulterior sunt sigură că a fost invidios puțin.
pe talentul. Da. Glumesc, îl pupăm pe Matei, nu, glumesc. Te pupăm, Matei. Da. Și făcea vainurile astea, mi se părea super distractiv, îți dai seama, râdeam cu Matei de dimineață până seara de toate prostiile pe care le făceam împreună. Era și Laura, și Giurcanu, și multe alte fete, după care am vrut să pornesc pe cont propriu. Și am început să le povestesc fetelor tot felul de tâmpenii, experiențe. Băi, și am avut un succes, deci oamenii îmi urmăreau filmulețele și toate sfaturile și toate aberațiile pe care... Adică nu aș putea să spun sfaturi, că nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar le povesteam din experiențele mele. Mm-hmm. Eu nu vorbeam din cărți, eu niciodată n-am vorbit din cărți. Le povesteam, băi, stați să vezi prin ce am trecut, ce mi s-a întâmplat, să nu faceți așa, că o să vă luați, o să rămâneți dezamăgite, o să suferiți. Și multe fete au pus în aplicare sfaturile mele. Știi ce mi se pare foarte tare? Că tu, în momentul în care ai apărut, de asta cred că ai și impactat, de fapt nu cred, sunt oarecum convins că asta e una dintre principalele cauze pentru care ai și impactat atât de puternic spațiul public din România. Ai început să vorbești despre niște lucruri despre care nimeni nu vorbea sau vorbea foarte cu perdea, așa, știi? Da, da, eu mereu, la mine nu era cu perdea, că tu știi foarte bine, la mine ce în gușă și în căpușă vorbesc foarte deschis, foarte liber. În România nu este apreciată sinceritatea și mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mi se răstălmăcească cuvintele și tu știi foarte bine că o minciună spusă de mai mulți în același timp deja devine un adevăr. Și oamenii nu înțelegeau, luau lucrurile mot-a-mo. Bineînțeles că erau și cohorta de fete inteligente care înțelegeau printre cuvinte ceea ce vreau să spun. Dar erau și aia care habar n-au și iau totul mot-a-mo, citesc cu text așa cum nu intrăm în... Păi da, în România 40% din oameni sunt analfabeti funcționali. 45. Adică 45, da. Adică citesc, dar nu înțeleg ce citesc. Exact. Ceea ce e într-adevăr foarte mare problemă. Păi tu gândești că scriam un text la un moment dat și am spus, nu știu, ceva, fasole cu cârnați, să nu mâncă fasole. Adică ce e hienasol să mănânci fasole cu cârnați? Deci ei asta au înțeles din textul ăla. Uh-huh. Și atunci îți dai seama că te enervezi și stai să explici și știi că eu sunt... Adică am o personalitate puternică și mă enervez ușor, dar știi că îmi trece la fel de repede. Uite, o chestie pe care voiam să discut cu tine în momentul ăsta și chiar apreciez faptul că am șansa să te întreb acum toată chestia asta. Știi că eu nu te-am mai întrebat asta niciodată, hai să vezi despre ce e vorba. Dând timpul înapoi la momentul ăla în care noi doi ne-am cunoscut, pur întâmplător, fostul tău iubit, Robi, m-a văzut pe Facebook, mi te-a arătat ție și după aia tu ai luat legătura cu mine inițial prin Bromania, după care la câteva luni distanță ne-am și cunoscut în carne și oase. În prima zi în care noi ne-am cunoscut, tu mi-ai zis atunci de 8 martie 2016, n-am spus ziua niciodată. M-ai așteptat cu flori la aeroport. Era atât de mic Radu și atât de rușinat și credeai că-s fițoasă, nu? Că, exact, da. Da, mamă, de firea asta. Și aveam emoții, spun sincer. Dar nu sunt fițoasă, eu sunt foarte umană, dar dacă nu mă cunoști sau dacă mă iei să mă înjuri, ce să fac? Să-ți... Adică eu ce aș putea să fac? Să te perii, să-ți mulțumesc? Mai aștept altceva, aștept o altă jignire? Normal că mă port la fel. Mhm. Asta vreau să te întreb. În momentul ăla în care tu mi-ai zis în prima zi că bă, hai la București, că ești prea talentat, nu mai poți mai sta aici, hai la București, ce a fost în capul tău? La ce te-ai gândit în momentul în care mi-ai zis că poți vii să stai la mine și că poți vii că o să te ajut și o să fie treaba bună și o să fiu alături de tine până când ai să poți să funcționezi pe propriile tale picioare? Exact așa m-am gândit, Radu. Să te iau să locuiești cu mine, cu Robi, nu conta cu cine locuia, te luam la mine, locuiai cu mine. Și aveam grijă de tine până... Pentru că eu știam că o să ai succes. Adică eu când văd un om, exact cum s-a întâmplat și cu... Nu știu, când l-am luat pe nimeni de nicăieri, când l-am chemat de la Vâlcea, că mi se părea talentat și că scrie bine. Cum s-a întâmplat cu Diana. Adică mulți oameni care au fost talentați i-am expus la mine pe Instagram. Am vrut, știam că o să aibă succes. Bineînțeles că... cum e vorba aia, Radu... cu traista, le bagi în traista, dar... Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traista. Exact, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traista. Și atunci ai nevoie și de talent ca să continui. Eu nu puteam să stau după fundul tău, îți dai seama, atâția ani. Te-am făcut, te-am arătat lumii, mai departe, tu te descurcai.
Asta mi se pare foarte tare, pentru că lumea nu știe, nu știu câți oameni cunosc treaba asta, dar în afară de mine, care am fost expus lumii datorită ție, au mai fost niște oameni, a fost nimeni de nicăieri, a fost Diana Angel, pe care lumea o cunoaște de la, chiar de dată recentă, și au mai fost încă doi băieți foarte talentați, Marius Mihalca, ce a ajuns să scrie și o carte după aia pe care a și vândut-o într-un număr destul de mare de exemplare. A doua, că prima deja el o scrisese și mi se pare că se numea Dama de Treflă. Și a doua, ghidul sclifositelor, a doua. Uh-huh. Da, dar și Mihalca a avut foarte mare succes. Și pe dezvoltare personală, adică am vrut din toate domeniile să le arăt fetelor, comedie, oameni talentați pe skincare, pe dezvoltare personală, de asta fac și maratonul Portrait of a Woman, știi? Uh-huh. Cursurile mele de dezvoltare personală și feminitate. Da, bine, dar nu le dau eu, îți dai seama, că și eu iau interviu cum iei tu, îți dai seama. Că ai nevoie de cineva care, adică, eu nu-mi permit să dau sfaturi. Oamenii pe urmă te întreabă, dar cine ești tu să-mi dai sfaturi? Bă, dar nu mai asculta, mi-e în sare, dar cine ești tu? Te pune cineva să-mi pui în aplicare sfaturile sau eu te oblig, dacă vrei să mă urmărești bine, dacă nu, nu. De asta eu în maraton nu puteam să fac eu maratonul singur, că fetele mă întreba, dar de ce nu faci în maraton să dai tu sfaturi fetelor așa cum faci pe story în, știi, o oră, două, trei? Eu nu sunt avizată, adică nu am nevoie de oameni avizați care știu exact, nu știu, și din diferite domenii, că e educație financiară, că e dezvoltare personală, psiholog și așa mai departe, să ajute fetele. Sau, nu știu, scriitori. Uite, anul în ediția 3, acum l-am avut pe domnul Mircea Cărtărescu. Am văzut, da. Da, sunt foarte încântată. Ceea ce mi se pare foarte tare, mai ales că în felul ăsta ai și închis multe guri ale multora care, fără să te cunoască, spuneau că ești tută, pentru că pentru foarte mulți oameni, în momentul în care apare o femeie frumoasă, e obligatoriu ca acea femeie să fie frumoasă și atât. Și aici o să deschid o cutie a Pandorei, și anume dacă tu aveai la un moment dat, acum vreo 6 ani, și o glumă pe care o tot spuneai și era foarte amuzantă, aia cu de frumoasă sunt frumoasă, de deșteaptă tot frumoasă. Da. Și atunci de asta vreau să te întreb despre cum ai reușit tu să treci peste prejudecățile oamenilor care se gândeau la faptul că dacă ești frumoasă, cu siguranță n-ai cum, nu există, e ireal să fii și inteligentă și să mai ai și alte calități pe lângă frumusețea asta, care într-adevăr e minunat în ceea ce te privește pe tine, din punctul meu de vedere, fără supăr pe nimeni, ești și vei rămâne cea mai frumoasă femeie din România. Nu o să scap niciodată de prejudecățile astea. Noi trăim într-o țară arhaică, patriarhal, cu o anumită mentalitate, iar niciodată nu se va spune despre o femeie frumușică sau simpatică că îi dă pe din afară de deșteptăciune și cât îi ia de cuminte. Întotdeauna e curvă și proastă în același timp. E și curvă, e și proastă, înțelegi? Iar tu nu o să vezi, tu nu o să schimbi mentalitatea unor. Poți să citești de dimineață până seara, nu știu, Maestrul și Margareta sau Dostoievski și așa mai departe. Tu crezi că schimbă cu ceva părerea oamenilor? Nu schimbă cu absolut nimic, Radu. Și oamenii care te urăsc, pentru că de obicei oamenii care au succes au multă ură și tu știi cât hate am avut eu de-a lungul timpului. Și neapărat din cauza succesului, eu nu consider că sunt o femeie care am un mare succes, că tu știi foarte bine ce înseamnă succesul pentru mine. Dar pentru că am fost cât de cât frumușică, descurcăreață, am reușit să-mi fac banii mei, asta atrage un soi de invidie, cred. Asta zic eu, un soi de invidie, de nu știu de ce, pentru că oamenii la noi sunt foarte complexați. Măi, și femeile care întotdeauna au avut susținerea, măi, sunt de o răutate. Păi dacă ei îi interesează, deci de când citesc mesaje, bă, cu cine ai fost tu? Măi, Radu, dacă m-a preocupat vreodată în viață, nu știu, să știu despre cineva cu cine a fost. Asta e preocuparea românilor, ziarele tabloide, cu cine s-a culcat, câți bani are, de unde, și cam de asta revin. Ei întreabă cine e asta, ce știe asta să facă. Dar ei se uită la oameni care într-adevăr sunt deștepți și erudiți și așa mai departe, păi ei n-au nimic. Au dioptrii multe, atât. În schimb, n-au nimic. Nu o să aibă succesul, din păcate, a unei pițipoance.
sau unei dudui de astea de online. Vezi și tu. Dar ei se cred foarte culți. Și încep să... asta mă deranjează extraordinar de tare la noi. Băi, dacă nu-ți place de cineva... Măi, Radu, dacă nu-ți place, ți-e antipatică, nu-i suporți fața... Mă, de ce te uiți la ea? Tu ți-ai explicat vreodată masochismul ăsta a românilor să te uiți la o persoană care nu-ți place? Păi cred că e un paradox, de fapt și de drept. Nu, mi-e foarte greu să cred că nu-ți place ceva și te uiți fiind conștient de faptul că nu-ți place. Cred că e bine așa? Așa. Că suntem pe față aici, nu avem niciun fel de ascunziri. S-a schimbat puțin cadrul și pentru mine e puțin ciudat să n-am masa aia în față să mă pun așa, ca un gherțoi cu coatele pe masă. Cred că e un paradox aici, pentru că de fapt și de drept oamenilor le place să se hrănească inclusiv cu energie de asta negativă, pentru că altfel de ce ar mai avea audiență știrile de la ora 5? Pentru că știrile de la ora 5 sunt numai cu dezastre, cu accidente, cu violuri, cu tot soi de nenorociri care se întâmplă, din păcate, pe acest pământ și cred că oamenii sunt foarte... cred că le conferă o stare de aia de liniște personală în momentul în care își dau seama că, bă, mie mi-a fost azi o zi ca în caca. M-a dat afară de la serviciu. Dar știi ce e? Dar uite, că altul a murit în accident, deci se putea și mai rău. Invidiază succesul altora, dar nu fac nimic pentru succesul lor. Deci asta mi se pare. Adică, bă, oare, de unde are, câți ani? Bă, dar niciodată ei nu se gândesc ce să facă cu viața lor. Stau și comentează în continuu. Pe când vreodată o să comentez eu, nu știu, la... cu Tăreasca, să-i spun cât e de proastă, cât e de incultă și cât e de curvă. Și că la un moment dat am primit un hate de era un băiat și la un moment dat îmi spune ești în top 3 curve din România și la care îi spun, păi dacă am fost fată faină și locul 1 l-am lăsat pentru măta. Adică atât de tare m-am... măi, nu-mi venea să cred că un băiat adolescent, la liceu sau la facultate, bă, poate să-și piardă vremea, poate să-și gnească o fată care n-a văzut-o niciodată, n-are nicio treabă cu ea, dar putea să fie aia ultima. Tu vezi, asta e, mi se pare nedrept că astea sunt preocupările bine, studenților din ziua de azi. Apropo de treaba asta, cum e mai bine? Să fii prima curvă din România? Sau să fii ultima curvă din România? Că stai și te întrebi, bă, ce e mai grav și ce e mai puțin grav? Sau ce e mai bun? Eu nu cred că e nimic grav atât timp cât nu omori pe cineva, atât timp cât nu dai în cap, nu jefuiești, nu faci rău, premeditat și așa mai departe. Poți să fii ceea ce vrei tu. Cu mintea, cu corpul, cu ceea ce ești tu, faci ce vrei, Radu. Adică mi se pare că critica asta și... mentalitatea asta, repet, arhaică, patriarhală, cum e la noi, eu n-am văzut-o în alte părți, pentru că oamenii nu sunt atât de interesați de ce înseamnă viața ta personală. Nu am greșit cu nimic, n-am dat sfaturi fetelor, n-am dat sfaturi greșite, cum ar fi, nu știu, du-te la club, combină-te cu nu știu cine și o să ajungi bine, știi foarte bine cât le-am spus să-și facă, nu știu, un business, să studieze, să își facă o carieră, pentru că să depinzi de cineva înseamnă să-ți privezi libertatea. Și atunci mi se pare că este o nefericire constantă, pentru că, până la urmă, banii nu ți-aduc fericirea în totalitate. Adică degeaba ai bani dacă n-ai libertate. Uh-huh. Ce faci cu banii dacă n-ai libertate? Să te duci unde vrei tu și trebuie să stai după cineva. Și să-ți controleze viața ca pe un mapet și să te... E oribil. Categoric, și asta mi se pare foarte important de punctat pentru simplu fapt că există o percepție total greșită. Mi se pare că banii sunt exprimați într-un mod foarte vulgar, cel puțin în ultima perioadă. Se vorbește foarte mult despre bani. Dar numai despre asta se vorbește și în podcasturi. Observ că lumea pune foarte mare preț pe bani. Dar ai stat cu cineva dacă ar fi sărac, dar dacă n-are bani, ai ieșit cu el sau... Adică niște din astea oamenii se pierd în niște mărunțișuri de doi poli. Adică e atât de important asta cu banii, am înțeles. Ai nevoie de bani să supraviețuiești, să mănânci, să-ți plătești facturile. Păi, dar eu aud de fiecare dată întrebări și 90% sunt legate de bani. Mm-hmm. Ei nu mai întreabă altceva, dar sufletul tău cum e?
dar ești bine, dar ești fericit, dar ai liniște, dar ți-ai găsit un echilibru, ceva. Măi, Radu, nimic. Totul se rezumă la ce ai, la ce porți, ce pantofi, ce mașină conduci și cu cine te-ai mai combinat. Și mi se pare foarte trist. Știi, apropo de chestia asta, cred că e foarte important de specificat faptul că există niște, pentru fiecare lucru din viața asta există câte un preț, știi? Povestea Augustin Vizierul la un moment dat chiar în podcast, zicea că bă, eu nu am cunoscut niciodată vreun infractor sau vreun om care să fi făcut bani cu orice preț, pe căi ilicite, ilegale, imorale, și care să trăiască liniștit, care se poată bucura de banii pe care i-a făcut. Normal. Întotdeauna i s-a tot întors. Ba s-a îmbolnăvit, ba a avut copii bolnavi, ba a avut copii care au avut probleme și au sfârșit prin pușcărie și așa mai departe. Și atunci, când te gândești la toate lucrurile astea, stai și îți ridici o simplă întrebare. De ce nu le spune nimeni oamenilor că e normal să-ți dorești să trăiești mai bine, e normal să-ți dorești să-ți depășești condiția, dar nu cu orice preț? Și de ce nu vorbește nimeni despre sacrificiile care sunt necesare unui drum care, până la urma urmei, mai anevoios, cu siguranță te duce într-un loc mult mai sigur, din care nu prea poți fi atacat din niciun punct de vedere, iar liniștea ta sufletească este mult mai mare. Da, ești atacat orice îi face, chit că ești infractor, chit că nu ești. Nu e asta problema, Radu. Eu cred foarte mult în destin. Și destinul cred că nu ți-l schimbă nimeni. Toți avem un drum. În karma oamenilor nu este bine să te bagi. Și asta am înțeles mai târziu. Când era o femeie așezată lângă o farmacie, era frig afară și stătea pe un ciolofan. Și eu vreau să mă duc la farmacie. O farmacie non-stop în Dorobanți. Și voiam să o duc undeva. Că, mă, era un frig de crăpa pietrele, deci nu vrei să știi. Și știi ce mi-a spus, nu? Mamă, dacă sunt aici, nu-i întâmplător. Nu te băga în karma oamenilor. Și așa e, toți avem un destin, ne este scris. Nu știi ce trebuie să plătești în viața asta. Vreo greșeală, nu știu, a bunicilor tăi. Eu cred mult în asta și poate fetelor li se pare aberant sau băieților care ne urmăresc, a familiei tale. Și oricât te-ai chinui, știi că sunt genul de persoane care spun, bă, dar ce am făcut, cu ce am greșit în viața asta, de am atâta ghinion. De asta se transmit mai departe și ți-am spus, destinul nu ți-l schimbă nimeni, ci sunt oameni care se chinuie. Băi, muncesc și tot nu reușesc și sunt genul de oameni care nu fac nimic, au câștigat nu știu ce teren și au devenit peste noapte milionari. Și nimeni nu-și explică de ce. Dar totdeauna există o explicație, pentru că, cum spune Dulcan, nimic nu e întâmplător. Categoric, da. Nimic, da. Absolut nimic. Deși ni se pare că totul e întâmplător, totul e dintr-o prostie, absolut nimic. Se întâmplă cu un scop. De chiar era o întrebare pe care a adresat-o cineva pe Instagram, pentru că în momentul în care am venit spre tine să filmăm, am pus secțiunea de aia de întrebări în story și o fată chiar întreba dacă tu crezi în noroc, sau dacă ți se pare că omul poate influența tot ceea ce face el pe parcursul traseului lui Radu, în viață. Radu, dar oprește-te puțin. Pune-mi prima întrebare, că pe urmă o să uit. Deci, o fată m-a întrebat... Dacă tu crezi în noroc, da. Sau dacă crezi că poți influența 100% destinul. Nu există noroc. Adică, cred într-un strop de noroc. Dar norocul ți-l mai faci și singură. Că norocul nu o să-ți vină stând pe canapea comentând, nu știu, pestrița lui Ceaușan și lui Ih, nu știu cât de curvă e. Așa nu-ți vine norocul. Tu trebuie să faci, îți dau un exemplu stupid, tu trebuie să faci ceva pentru a avea noroc. Nu știu, contextul e foarte important în viață. Oamenii din jurul tău, ideile pe care le ai. Tu dacă n-ai nicio idee dimineața, ce ar trebui să faci? Adică, cam cum ar trebui să vină norocul ăsta? Făcând ceva. Dar bineînțeles că cred și în stropul ăla de noroc, dar nu că ți se întâmplă ceva bun în viață pentru că, domnule, am avut noroc și atât. Nu, trebuie să faci ceva pentru norocul ăla. Ceea ce asta mi se pare extraordinar. Dar și tu, eu aveam discuțiile la apartament cu tine când erai și tu te simțeai nedreptățit, faptul că alții au succes și ți se părea că nu au talent suficient. Mai știi că vorbeam cu tine? Și tu aveai dreptate 100%. Știi că aici oamenii te aleg
și din simpatie, și din antipatie, și din prietenie. Trebuie să pupi pe cineva în fund ca să ajungi acolo. E foarte mult. Tu nu ești genul. Cum nici eu n-am fost genul. Eu n-am pupat agențiile în fund ca să... Că n-am putut, n-am fost în stare. Eu dacă mă enervez, le iau, le închid telefonul și mai și în jur de două ori. Înainte să închizi telefonul. Înainte să închid telefonul. Da? Deci dacă mă simt nedreptățită. Deci n-am putut niciodată, eu n-am lăsat niciodată capul plecat. Indiferent, am lăsat capul plecat atunci când am știut că am greșit cu ceva. Și mi-am cerut scuze, că eu știu să-mi cer scuze și iertare știu să-mi cer. Dar nu las capul plecat, e foarte important în viață. Nu contează ce ești, nu contează... Mă, dar stropul ăla de demnitate, Radu, să nu ți-l ia nimeni. Și asta m-a apreciat foarte mult la tine. Că nici tu n-ai făcut asta. Pentru că dacă făceai asta, acum erai și mai departe decât ești deja. Părerea mea. Da, probabil că dormeam mai puțin liniștit. Și acum știi că somnul meu e unul foarte bun și e important să fie somnul bun. Și de asta chiar vreau să te întreb dacă, după toate experiențele pe care tu le-ai avut în parcursul ăsta, de când ai căpătat o notorietate destul de mare, chiar dacă tu spui că nu ești celebră, ești o celebritate în România și ești fără dar și poate, apropo că mie îmi spune multă lume aici în secțiunea de comentarii, tot spune că, bă, ce mai pupă în cur invitații. Și am zis că, bă, nu îi pupă în cur. E limpede că eu îi apreciez, pentru că altfel nu i-aș mai chema la podcast, nu aș dori să am o discuție cu ei, dacă nu i-aș considera oameni de valoare. E limpede că tu ești... Ai fi culmea să mă înjuri după ce te-am crescut din mic, cum ar fi? Unul, și pe lângă chestia asta, de ce mi-aș dori să am o discuție cu cineva pe care nu-l apreciez? Normal. E din nou o fractură de logică, dar pe care oamenii, mă rog, na, nu știu, probabil că nu e treaba mea să o corectez, țin să o specific doar pentru simplu fapt ca să, pentru a-mi obține mie liniștea aia, știi? Ești una dintre cele mai de succes femei din online-ul românesc, ești unul dintre primele produse exclusive ale online-ului românesc, pentru că tu n-ai fost pe la show-uri TV, n-ai avut apariții prin tot soiul de concursuri, de astea emisiuni, concurs care te-ar fi putut propulsa probabil și mai departe, și știu eu despre cel puțin o emisiune care te-ar fi făcut să ai o notorietate și mai mare și pe care ai refuzat-o, și vreau să te întreb de ce ai fugit de chestia asta cu televiziunea și de ce de fiecare dată te-ai rezumat la pătrățica asta de pe Instagram pe care ai și ajuns să o desăvârșești și să o faci printre cel mai bine dintre toți oamenii din România. Pentru că, cu părere de rău, fără a fi interpretată greșit, televiziunea din România a ajuns o prostituție ascunsă, ca să zic așa. Nu e vorba să te crezi la un anumit nivel, dar tu când vezi emisiuni la televizor, una care n-a citit nici măcar prefața la... Care prefața? Prospectul de la un medicament, Vulpița și Viorel. Ce să caut eu, Radu? Că tu știi foarte bine care sunt interesele mele, cu ce îmi ocup timpul liber și așa mai departe. Ce să caut eu la televizor în România? Să zic ce? Că ce aș fi vrut eu să spun... N-ar fi făcut rating pentru ei, nu? Să, nu știu, să învăț pe cineva de mine, să le recomand ceva frumos, să ascultăm o muzică bună. Nu-i interesează asta, ei vor bălăcăreală, ca la ușa cortului. Cum vezi foarte bine că sunt bălăcărită și în ziar. Ce face Cristina înșelată, ăla, cu cine a ieșit ăla, cu cine s-a dus, ce face ea. Pe oameni nu-i interesează informația, ceva... care, nu știu, să-i ajute pe ei să evolueze. Ei vor scandal. Și eu nu puteam să le dau asta. Adică să zic ce? M-aș fi simțit umilitor și tu știi când intră cineva cu bocanci în viața ta și când tu ești o carte deschisă pentru toată lumea, deja oamenii își pierd din interes. Ok, e bine să ai o anumită doză de sinceritate, dar nu cu viața ta personală. Pentru că tu știi foarte bine că oamenii și asta judecă. În momentul când tu îți speli chiloții în public, oamenii te judecă. Mm-hmm. Uite-o și pe asta, își pune ce, nu știu, ce face cu bărbatul, ce a făcut, cum s-a certat. Ia uite, au trăit împreună și acum se bălăcăresc ca la ușa cortului. Sau, adică sunt chestii care e bine să rămână într-o familie, că toți le avem. Sau despre tine. De ce crezi că asta vorbeam cu Cătălin, că s-a surprins? Că i-am spus că am tată vitreg, eu mulți ani, tu știi foarte bine că eu nu am spus asta. Uh-huh. Eu nu am vrut să par o victimă.
în fața nimănui n-am avut nevoie de să empatizeze cineva cu mine sau să, mă urăsc asta cu empatizatul, așa, sau să inspir milă, vai că și ea a crescut. Deci l-am cunoscut pe tata. Deci, și nici nu vreau, pentru că am un tată minunat acum la ora actuală, care am învățat extrem de multe de la el și tu parcă l-ai cunoscut. Am trecut și eu prin... am avut și eu traumele mele și nefericirile mele, dar nu mi-a plăcut să spăl chiloții în public și să vină cineva să-mi spună sau să-mi plângă de milă. Nu mi-a plăcut. Eu înțeleg chestia asta. Nu, stai să-ți spun. Deci mai bine în viață, Radu, să nu fii victimă în fața oamenilor. E mult mai bine să ai, prestanță. Eu mereu le-am zis, fete, aveți... să aveți prestanță, puțină prestanță, fetelor. Uite, o să revenim la treaba asta cu familia, pentru că vreau să discutăm despre ceva important pe care noi, un subiect pe care l-am mai atins și în maraton, A Portrait of a Woman, și pe care aș vrea să-l atingem inclusiv în discuția noastră de azi. Dar revenind la partea asta cu televiziunea, există cu toate astea foarte mulți oameni valoroși totuși care fac parte din proiecte TV și întrebarea mea, care e cât, Radu, se poate de logică. Care, în afară de Marius Tucă, care a rămas pe Elf sau cum se numește? Alef. Alef, așa. Dar care? Bă, mai sunt. Sunt și jurnaliști. În domeniul politic, câțiva jurnaliști și în afară de ei, care? Și mai sunt show-uri. Uite cum e Vocea, care are niște jurați foarte faini. Dar bine, fine. Tu îmi spui de Vocea și X Factor. Spune-mi o emisiune de asta de zi cu zi. Nu, dar nu mă refer la o emisiune de zi cu zi. Uite, spre exemplu, s-a ridicat o întrebare Călinescu de genul ăsta. Era foarte mișto. Făcea chestiunea zilei. Pe omul ăla știa ce înseamnă umor, ironie fină și așa mai departe. Nici măcar dacă erai prost, nici nu îți dai seama că te jicnește. Adică omul ăla, ăștia sunt oameni de televiziune, Radu, nu unul care îți spune, nu știu, îți citește 100 de comentarii să te facă să te simți, pentru că la noi tu ai văzut cât se pune preț și, mă, oamenii adoră să te umilească. Eu nu știu dacă tu ai observat asta. Da, pentru că publicul reacționează la asta. Să te facă să te simți prost. Adică niciodată să nu pleci cu capul sus, să pleci cu capul plecat. Bă, oare am făcut ceva greșit în viața asta? Și de ce? De exemplu, eu am ajuns la televizor de vreo 3 sau 4 ori, odată că am câștigat E-People's Choice și trebuia să mă duc, că eram obligată să mă duc cel puțin la o emisiune. A fost atunci cu Măruță de m-a trimis mama, hai, du-te și tu la... Ah, nu, era tot cu E-People's Choice, cu am câștigat, exact. Că eram cu asta, deci am fost nevoită să mă duc. Și cam atât. În rest, nu prea am fost la ei. Mă, ți mai amintești? Și am fost la... Mi-a fost la în juriu, la Bravo e Stil. Și am fost în juriu la Bravo e Stil, da. Dar acolo nu trebuia să zici ceva de... Adică să nu zic ceva despre mine, trebuia să comentez ținutele. Adică nu era ceva. Ca invitat. Până la asta mă refer. Dacă tu, de exemplu, ai accepta în momentul de față, dacă ar veni o ofertă, spre exemplu, nu știu, să faci parte din juriu unui astfel de show TV. România au talent, spre exemplu, sau nu știu. Orice show de genul ăsta. Da, genul ăla de emisiune, adică aș putea să accept genul ăla, nu știu, să îmi dau cu părerea sau să votez pe cineva pentru talentul, nu știu, și așa mai departe. Da, asta aș accepta. Da, să vorbesc despre mine sau cancanuri sau să fac pe cineva, nu știu, să fac interviuri și să-l pun într-o lumină proastă, să fac să se simtă de rahat. Păi era la un moment dat un podcast, nu vreau să dau nume, l-am urmărit și eu. Și era invitată o fată din online, nu dau nume. Mi-a întrebat-o. Și fata, atenție că nu iau apărarea, mă, nu s-a pretins niciodată că citește, că e vreun, că are vreo cultură vastă și așa mai departe. Mă, nimic. Mai au început să întrebe de literatură beletristică. Adică mie mi se pare că omul ăla care vrea să pară deștept în fața unui om clar mai slab decât el, asta e dovadă de prostie mai mare, nu există. Eu vreau să par deștept și să am un om deștept lângă mine, nu să par deștept lângă un om prost. Atunci te face pe tine și mai prost. Și mă uitam la ei și spuneam, dar ce le place să-i umilească, să râdă lumea de ei, pentru că era clar că nu știa. Și atunci mă uitam și eram pur și simplu, de asta nici nu acceptam podcasturi. Tu n-ai văzut că îți răstălmăcesc cuvintele, ți le întorc pe
departe, bă, ai zis aia, a, ești moartă după bani, aha, nu-ți mai covine, fă, de unde ai plecat, ai uitat că ai plecat din curtea, din fundul grădinii. Și atunci, normal că nu accepti. De asta a fost, asta a fost problema mea cu podcasturile. Deci zic vreo prostie, Doamne ferește, și prostia aia să-mi fie interpretată. Cum a fost și cu Ucraina. Știi ce mi-au făcut, nu? Da, am văzut ceva, dar nu te-am deranjat în momentul ăla, pentru că mi-am dat seama că până la urmă, tu vrei să atingi un anumit punct de vedere. Dar și eu, cretină, am făcut 200 de story-uri. Fii atent, 200, mă, nu, deci nu m-am rezumat la 5 story-uri. Am făcut 200 în care cine avea răbdare să se uite până la final, înțelegi? Mm-hmm. Și au luat 5. 5, alea de început. Care știi și tu foarte bine că nu mai reiau câtă mâncare s-a risipit și așa mai departe. Și ziceam, bă, oamenii au nevoie de real ajutor, mă, bă, de real ajutor, nu de sărăciile și pilau, care știi foarte bine că erau refuzați, știi, mâncarea lor, le era refuzată mâncarea românilor în vamă, că cei care au ieșit, Radu, au fost și oameni care nu erau avut și așa mai departe, dar cei care ieșeau, ieșeau bine de acolo. Și au mulți dintre, adică cei mai mulți, pentru că bărbații nu aveau voie, ei trebuia să se roleze în război, așa știu. Da, dacă nu îndeplinești vârsta, nu ai cum să fugi de acolo. Și mulți au reușit să fugă. Măi, Radu, deci ce mi-au făcut atunci? Plus alții, care, bineînțeles, ca să dai bine la public și așa mai departe, tu crezi că eu vreo secundă nu puteam să dau bine la public? Și să cazez în casa asta unde nu stă nimeni, 2, 3, 4 refugiați și așa mai departe? Dar mai bine ajuns pe cineva fără să spui, și asta am și făcut, decât să te dai de ceasul morții și în ziua de azi nimeni nu mai vorbește despre asta. Și le spuneam că și în România sunt o grămadă, sunt 100.000 de copii fără curent electric, care nu au curent electric. Nimeni n-au vorbit despre asta. Deci erau și m-au făcut praf. Uite ce a zis Cristina Ih, o nenorocită, ne-a pus să nu donăm. Dar eu n-am zis nici măcar o dată asta. Nu mai donați. Niciodată. Deci cine mi-a asta, nu mai donați bani la ucrainieni? N-am spus niciodată. Și cine are video că nu mai donați bani către ucrainieni, vă rog frumos. A, și le-am spus la un moment dat că sunt oameni care au scăpat de acolo, care probabil au mai mulți bani decât aveți voi acum. Care asta categoric. Sunt cazuri și cazuri până la urmă. Pentru că au fost studenți, măi, deci erau studenți care și-au dat din... Vă dai seama, e frumos să simți milă pentru oamenii ăia, adică e un gest uman. N-ai fi om, dar tu îți dai seama și pentru ce până la urmă? Pentru ceva care oricum va continua. Pentru că pacea nu o să aducă niciodată bani. Și știi foarte bine asta. Dar nu ne blăgăm acum în... Eu vreau să-ți spun cât hate am primit, că mi-au luat 5 story-uri. Nu le-au arătat pe alea care erau ok. 5 story-uri. Și, repet, cu o minciună spusă de mai mulți în același timp, devine un adevăr și nu mai contează ceea ce ai spus tu. Da, pentru că erau oameni care nu se mai uitau la ce ai spus tu cu adevărat, ci pur și simplu credeau sursa comentariului pe baza a ceea ce ai spus tu, și atunci generalizau faptul că, domnule, toți ucrainenii care vin la noi în țară au bani și hai să nu-i mai ajutăm. Dar hai nu e să adevărat nu că tu știi că au fost, doamne, dar erau oameni de greșeau pe la Siretu și așa mai departe, vai de capul lor, că am vorbit și cu cineva care îl cunoaște pe Mandachi în perioada aia, deci erau... Am spus, majoritari erau aia, nu că nu erau oameni vai de capul lor, dar Doamne ferește să treci prin asta, dar noi dacă am fi trecut prin asta. Dar era o exagerare la noi și o milă pe care ei nu o simțeau, mulți dintre ei. Pentru că dacă tu simți milă pentru cineva sau pentru aproapele tău, nu ai cum să dai în alții. Mm-hmm. Și să vorbești în ultimul hal, nu știu, cu mine sau cu un copil, bă, eu după story-urile alea, care nu au fost ascultate toate, eu am primit mesaje. Atunci a fost mesajul cu să-ți văd copilul în ambulanță. Aș vrea să-ți văd copilul mort, să văd ce simți. Și tu îmi spui mie că ăștia sunt oamenii care sunt, au milă, empatie, compasiune? Cum? Categoric nu, și nu poate fi vorba despre Dar asta. Dar a fost vina mea. Că de asta e bine de foarte multe ori să taci, să nu spui nimic,
că eu m-am gândit la ei mai mult decât la alții și tot eu mi-am luat-o original și de atunci am spus așa, în subiecte de politică, religie, nu mă mai bag în viața mea, pentru că sunt subiecte sensibile și n-ai ce să vorbești despre asta. Uite, apropo de chestia asta cu religia, tu fiind un om credincios, mie mi se pare că treaba asta începe să ia o amploare foarte ciudată, pentru că e tot mai la modă să te poziționezi diferit față de orice ce ar însemna valoare creștină, iar problema cu adevărat reală, pentru că n-am o problemă cu nimeni care crede în absolut orice, ce mi se pare cu adevărat, în schimb problematic, e momentul în care ajungi să-ți fie rușine cu faptul că ești un om credincios, pentru faptul că sună mai cool așa să spui că, domnule, hai mai lăsați-mă, domnule, și cu credința asta, știi, tu ai fost tu acum 2000 de ani și așa mai departe. Și e o chestiune, practic, până la urmă, urmei de asumare și foarte puțini oameni având curajul să-și expună chestia asta și să o exprime în clar. Eu am expus-o de fiecare dată și de fiecare dată am spus că nu vreau să mă bag, dar o să spun pe scurt, s-a investit nu știu cât în Catedrala Neamului, se pare că au primit vreun refugiat, au făcut ceva, biserica face ceva pentru absolut nimic. Absolut nimic. Oamenii fac, dar ei nu fac absolut nimic. Eu nu mă duc la biserică și nu pentru că nu sunt credincioasă, cred în Dumnezeu. Dar cred eu cu mine în Dumnezeu. Nu o să mă duc să dau pomelnice, parastase și așa mai departe și cutia milei cu speranța că mă va ajuta Dumnezeu. Pentru că dacă faci bine, eu cred că acel Dumnezeu vede, Radu. Tu nu trebuie să mă duc să jur, să spun că vreau să-ți fac copilul în ambulanță, să fac rău la vreo 7, să dau în cutia milei, să dau 7, nu știu, pomelnice la biserică și să mă aștept să se toarcă binele. Adică eu nu sunt de acord cu asta. Și de asta spun, sunt un om credincios, dar care nu se duce la biserică. Ce mi se pare perfect normal, faptul că tu poți să spui chestia asta. Mă duc la mănăstiri, nu știu, pe la ăsta, că mai sunt preoți cu har, preoți bătrâni, ba chiar am pus eu un preot cu P, am uitat cum îl chemam, stă pe limba acolo. Sunt preoți cu har care au avut, care și-au dedicat viața lui Dumnezeu. Dar ăștia de pe aici, patriarhul nu știu care și așa mai departe, nu! Ei să rămână cu S-urile lor, cu ăsta, că sunt și eu ca ăștia de pe net acum. Dar foarte bine, din partea mea și cu Bentley să umble. Dar nu o să mă duc să le pup mâna niciodată. Nu o să le pup nici poala popii, nici mâna popii. Așa că rămân cu credința mea, cu cărticelele de rugăciuni pe care le am acasă și foarte bine, dacă faci bine, eu sunt sigură că Dumnezeu îți va întoarce binele într-un fel sau altul, dar nu trebuie să te aștepți la asta. Mm-hmm. Asta mi se pare foarte important, pentru că am și eu de foarte multe ori impresia că foarte mulți oameni ajung să facă bine doar pentru a aștepta o recompensă a binelui pe care îl fac. Oamenii de obicei se spune că faci bine din egoism pentru că aștepți ceva în schimb. Dacă faci bine, asta era și în, ții minte că era în, ascultam podcast meditații cu Andrei Vasilache, eu chiar îți recomand, tipul e pasionat de filozofie și la un moment dat povestea din Metafizica moravurilor a lui Kant și a dat un exemplu foarte bun. În momentul când tu ajuți o băbuță pe stradă să treacă strada, tu în secunda aia te gândești că binele ăla ți se va întoarce că ai ajutat-o să treacă strada, că abia putea să meargă. Mm-hmm. Tu n-ai ajutat-o dezinteresat. Poate că ți-e milă, mi se rupe sufletul de acea femeie. Păi am ajutat, să i-am dat 2 lei acelei femei. Dar sigur o să primesc de la universul ăsta dublu. Și atunci asta nu mai e ajutor. Mm-hmm. Nimic nu este fără interes. Știi că mai există o teorie care eu și partea respectivă o pot înțelege și pot și rezona oarecum cu ea. Există campanii umanitare de multă vreme, nu există de ieri de azi, la scară largă mondială, există organizații cum e UNICEF-ul, Crucea Roșie, care e peste tot în lume. Da, care și așa mai departe. Eu lucrând la un moment dat cu o ONG, au cele mai mari dosare de fraudă din lume. Ok, dar mă rog, dincolo de chestia asta, există oameni care și instituții care cu siguranță de foarte mult timp se ocupă de acte de caritate și așa mai departe. Și există și teoria cu care pot să rezonez oarecum, e cea conform cărea, domnule, dacă nu faci bine în taină, și asta de exemplu Ștefan Mandache spune, dacă faci bine în taină, lumea nu o să fie inspirată să facă bine la rândul ei. Hai să-ți pun o întrebare și cu asta cu binele,
Tu, când ai un job, facturezi, da? Da, de fiecare dată chiar. Ok, facturezi, îți primești banii, plus TVA? Plus TVA, da. De plus anul ăsta plus TVA. Bun, și preferi să dai banii aia, nu știu, unui ONG și așa mai departe, din TVA-ul ăla, decât să se ducă la stat? Nu? Categoric, de foarte da. Multe ori, nu? Da. Bun. Așa e și cu ăștia. Tu știi foarte bine, când faci un bine, nu spune nimeni că mai bine prefer de 100 de ori toată lumea să doneze, nu știu, pentru ce vor ei, că e Notre Dame, că e un copil, că e un animăluț de pe stradă și așa mai departe. N-am nicio problemă. Dar e tot pentru interesul lor, pentru că banii ăia nu sunt impozitați, nu trebuie să plătești. Ești scutit de taxe, ești scutit. Știi foarte bine că dacă plătești impozit, cum plătești și eu și taxe și TVA, știi foarte bine că acolo se învârt. Sau când ai o fundație sau când ai o asociație. Tu nu câștigi bani, nu vezi, Doamne, în fața oamenilor, tu nu câștigi, dar poți să-ți faci un salariu, care salariul ăla să fie de 5-10.000. Nu te treabă nimeni cât e salariul tău din asociație. Și din asta se fac bani, Radu. Și nu crezi că există și oameni care chiar vor să facă bine deliberat? Ba da, sunt 100% sigură. Dar oamenii ăia nu expun, e bine să pui câteodată, că e puterea asta, exemplului, băi, dacă a făcut ăla, hai să fac și eu. La asta mă refer. Da, dar e bine, dar nu în mod obsesiv. Nu în mod obsesiv, am făcut aia, te filmezi de ăsta, dai cu capul de pereți, ceea ce au făcut ăștia la un moment dat, capul de pereți. Haide să strângem la un moment dat, și cât am râs, la un moment, adică am râs isteric sau am râs ca să nu plâng. Haide să strângem bani că au nevoie de mașină de spălat, că au nevoie de nu știu ce și mobilă acasă. E ca și cum aș spune eu, stați puțin, că vreau să-mi iau o lampă de vreo 3.000 de euro, trebuie să citească, nu știu, refugiatul. Adică sunt niște chestii care clar nu le făceau 100%. Pentru oamenii aia, pentru că postezi odată, dar nu postezi la infinit. Că atunci ai un interes. Așa cred eu. Oamenii care ne urmăresc, bineînțeles că sunt liberi să ne contrazică și sunt sigură că o vor face până la urmă. Cred că mai există și oameni care au de câștigat un foarte mare capital de imagine în urma acțiunilor lor caritabile. Normal că e vorba de capital de imagine. Normal. De ce să fii hate-uit? De ce să fii Cristina Ihi care îți spune verde în față ceea ce gândește? Că nu mai bine stai ca ăsta și dai două lacrimi. Păi de oamenii la asta, mamă, ce bună e la suflet. Ia uite cum plânge pentru asta. Să joci un rol este foarte ușor. Să faci ceva cu inimă este foarte greu. Că un rol au toți pe social media. Pentru că sunt, până la urmă, e o agenție de PR la mulți în spate care le spune, tu din secunda asta, să nu cumva, dracu, să vorbești despre, nu știu, ceva, despre religie sau politic sau să te bagi în discuția cu Ucraina. Tu trebuie să postezi, să doneze aia, că așa dă bine. Tu știi foarte bine ce fac agențiile de PR. Și te iarzi la funca, a doua oară nu-ți mai dau joburi. Nu-ți mai dau joburi și ție nu-ți convine ca și persoană cunoscută să nu mai ai joburi, că tu din asta trăiești. Și dacă ți-a spus ăla că n-ai voie să spui, păi n-ai voie. Și atunci nu te bagi și faci ce fac alții. Tu știi de ce se întâmplă, Radu? Tot ceea ce se întâmplă în lumea asta este pentru că oamenii sunt extrem de obedienți și ascultă și cred în tot ceea ce văd. Eu niciodată n-am crezut în ceea ce văd. Pentru mine întotdeauna a existat un semn de întrebare. Îmi povestea o prietenă că au schimbat sistemul educațional în Canada și acum nu-i mai întreabă pe elevi what you think about that. Îi întreabă how do you feel about that. Adică la emoție. Mm-hmm. Și o să-ți recomand o carte care se numește, le-am pus-o și fetelor, se numește Psihologia mulțimilor. Okay. Iar la mulțimi totul este pe emoție. Te face de asta la televizor, arată nu știu cum se omoară copilul și așa mai departe, ca oamenii să se emoționeze, să plângă, să nu vadă real ceea ce se întâmplă. Și arată o imagine și nu conta că erau de acum 10 ani sau nu mă refer neapărat la discuția asta. La tot, nu știu, a fost mușcată de un câine, a fost, mă, totul e pe emoție. Mm-hmm. Iar oamenii
nu gândesc, nu au rațiune, mulți dintre. Tu știi foarte bine. Păi și aici se ridică o întrebare foarte importantă din punctul meu de vedere. Crezi că acest conținut pe care noi îl vedem, inclusiv în spațiu online, că nu vorbim numai de media clasică. În spațiu online acolo e o ipocrizie și o varză incredibilă. Și oamenii chiar pun, băi, mie mi-e ciudă că chiar pun botul la așa ceva. Adică la relațiile perfecte, la viața perfectă, nu mai pot alea de se învârt în Chaneluri și așa mai departe. Și ei nu se gândesc o secundă că poate în viața acelor persoane există și lucruri mai puțin mai puțin fericite și dezechilibru. Adică vrei să-mi spui mie că dacă azi îți por nu știu ce ceas și mâine mi învârt papornița de două ori, eu aș putea în momentul ăsta să-ți spun măi, țivulcă, băi, tu și cum sunt eu de fericită? Hai de cap, mă pocnesc de atâta fericire. Că nu sunt! Că am și eu problemele mele. Nefericirea mea, poate nu mă simt, nu știu, într-un anumit fel. Într-adevăr, că se spune că atunci când nu-ți lipsește nimic, ai și timp să te gândești. Știi că oamenii care au mult de muncă, n-au timp să fie nefericiți. Știi că ăștia care mai au timp că se gândesc la nemurirea sufletului. Dar, mie ciudă că oamenii cred în ambalaj. Oamenii cred în ceea ce văd și nu e așa. Pentru că sunt nopți care poate plâng o săptămână și când apar pe story mă îmbrac, nu știu, în cea mai frumoasă rochie. Ok, dar până la urmă, oamenii nu cred că e un cerc vicios ăsta, în sensul în care creatorii de conținut, indiferent de mediu, online, presă, scrisă... Mai omoră cu creatorii de conținut. Ce atâta creatori? Ce creează ei? Ce nu conținut? Contează. Nu, deci, oamenii care expun... Că 99% e reclamă în România. Hai la să tot. O luăm altfel. Oamenii care expun ceva public, da? Ca să nu-i numim creatori de conținut. Mm-hmm. Indiferent că ar fi TV, radio, presă scrisă, online, Instagram, TikTok, YouTube, orice altceva. Nu crezi că din moment ce ei expun ceva ce știu că va rezona cu opinia publicului, iar în același timp publicul consumă ceea ce se expune, există un cerc vicios și că aici până la urmă urme ar trebui pus piciorul în prag și să existe oameni care să vină să zică, nu domnule, eu chiar dacă știu că nu o să-mi aducă un câștig de cauză și nu o să capitalizez imagine dacă mă piș contra vântului, dacă mă postez contra curentului, dar spun ceea ce gândesc eu, deși ceea ce în măsura în care e acceptabil ceea ce gândesc eu, dacă poți gândesc niște atrocități, cine știe, poate sunt diliman și gândesc cine știe ce nenorociri. Dacă ies și spun, bă, eu asta gândesc despre treaba asta și să existe niște oameni care chiar să fie interesați de alte lucruri, nu numai de ambalaj, cred că în felul ăsta s-ar rezolva multe dintre probleme. Dar oamenii care sunt interesați de alte lucruri nu se uită la oamenii despre care noi vorbim acum. Pentru că noi ăștia care ne învârtim într-un cerc, cercul ăsta vicios de influencer, whatever, că nu știu prin ce influențează, că trebuie să ai și o parte care influențezi prin ceva, nu știu. Nu vreau să mă laud, dar eu am dezvoltat proiectul ăsta, Portretul unei femei. Încerc împreună cu alți oameni să aduc ceva bun fetelor, să le ajut să evolueze, să facă ceva. Eu nu sunt numai un dă crema, scoate crema și atât. Că tu trebuie să te diferențiezi, Radu, prin ceva și din păcate aici nu te diferențiezi prin nimic pentru că toată lumea postează același lucru. Fac aceleași lucruri sau fac lucruri care să-i amuze pe alții sau care sunt, nu știu, m-am operat, m-am sau vin cu tot felul de scandaluri și așa mai departe, care dacă stai bine să te gândești, la ce te ajută? Păi aici, uite, pot să vin să-ți dau niște exemple. Cunosc eu personal foarte mulți artiști care, spre exemplu, s-au luptat să-și scoată piesele lor, melodiile lor, deși știau că alea nu vor prinde către publicul larg, s-au luptat să le scoată, să le publice pentru simplu fapt că aveau nișa lor de public la care voiau să ajungă, chiar dacă ar fi putut să facă orice altceva pentru a avea un succes masiv. Și aici vine următoarea întrebare. Dacă ți-ți vine acum o idee în cap și ți se pare că, bă, lumea nu va rezona cu asta. Da. O faci sau zici că, bă, nu, mai n-are niciun rost? Se pare că nu o fac?
Adică de fiecare dată când m-am băgat într-un scandal de hate și am avut hate din toate părțile, păi am făcut ceva care știam sigur. Atenție! Eu când am spus ceva, să nu te gândești că n-au fost oameni care au fost 100% de acord cu mine. Dar tu știi că haterii sunt mult mai vocali. Că unul care ține cu tine să ia 2-3 mii, îți ție mesaj și spune: iubita, ai dreptate, te iubesc X și așa mai departe. Și le țin private. Dar sunt ăștia care încep pe Facebook, uite ce a zis aia, au emisiuni pe YouTube, ăla scrie pe Twitter, ăla scrie în Honolulu. Și normal că haterii sunt mult, mult mai vocali. De asta spun că de fiecare dată eu am zis așa, și de fapt mi-a zis-o mama, dar nu am ținut să nu o cred prima dată, adică nu i-am dat dreptate. Și și chiar a zis-o și Delia, ții minte, într-un podcast: măi, nu e bine să te placă toată lumea, e ceva neregulă cu tine, știi când a spus? Și într-adevăr că oamenii ăștia care sunt simpatici, singura simpatică din showbiz care prinde și nu are hate deloc, dar e și foarte drăguță și foarte pământeană, așa, e Teo Rose. Ok. Așa, dar restul sunt într-un cont de umbră, ăștia care sunt, adică care n-au doza aia de hate. Înțelegi? Adică ai nevoie și de masa de hater, dar și de masa de oameni care te iubesc. Mm-hmm. Singura, ți-am spus, să-ți mai dau un exemplu care e foarte, plăcută de plug și mie îmi place de ea, este Teo Rose. I-ai văzut, ea, nu băi, nici o fiță, nu știu, are o autoironie, e foarte smart, are o voce senzațională, adică, deși nu-i ascult cântecul că nu sunt pe stilul meu, dar are o voce, fata aia ar fi putut, nu știu, să fie, păcat că s-a născut aici, ar fi putut să fie, wow! Eu cred că e bine, până la urmă, că s-a născut aici, că e bine pentru noi, știi? Pentru români și pentru noi, da. Știi România. Cum e când vezi un om atât de talentat și atât de frumos și atât de și frumoasă fizic și talentată și... Păi, parcă-ți pare rău că nu, știi, n-a ajuns și mai sus, pentru că România nu ți oferă foarte multe oportunități. Uite, am avut-o pe Alexandra Nikita Pictoriță la mine în maraton. Tablourile ei se vând cu sute de mii și așa mai departe, nu știu... Le găsești în casele celebrităților, nu știu, precum Oprah, Calvin Klein. Deci când mi-a povestit, mi se părea, și am întrebat-o: crezi că România ți-ar fi oferit posibilitățile astea? Nu. Eu sunt convins că Teo, spre exemplu, vizează și ea o carieră internațională și la un moment dat va ajunge să se bucure de un succes uriaș. Să se ducă, că fata aia merită, și am văzut că e și foarte iubită și merită să fie iubită. Să-i dea Dumnezeu multă sănătate, da, și multe felicitări și toate gândurile noastre bune totodată. O pupăm pe Teo pentru că e foarte, o fată foarte tare și un copil care a muncit foarte mult ca să ajungă până aici, a fost foarte ambițios. Și care, bineînțeles, că și despre asta au spus foarte multe lucruri la momentele cu pricina în care... Dar la noi cred că nu există om să nu se spună ceva despre el. Nu există. Noi găsim nod în papură, poate să fie aia perfectă din toate punctele de vedere. Tot îi găsim noi. Ceva. Nu contează. Ceva. Care sprânceana, care moțul, care mâna strâmbă, că n-are tenul nu știu cum, care sprânce... Că așa suntem noi, așa e în ADN-ul nostru. Uite, vorbeam despre faptul că la un moment dat când ai pomenit de familie și despre tatăl tău Vitre, care până la urmă urmei tu ai ajuns să pe care până la urmă urmei tu ai ajuns să-l iubești ca și pe tatăl tău, cum se pare și normal. Enorm, am învățat foarte multe lucruri. Vorbeam în Portrait of a Woman și aș vrea să spuneam că aș vrea să atingem și aici subiectul ăsta. Spuneai la un moment dat despre faptul că tu, la începuturile carierei tale, ți-ai inventat și ți-ai construit o poveste, precum că ai pornit de la coada vacii, și la un moment dat mama ta te-a întrebat: bă, Cristina, de ce spui că ai pornit de la coada vacii, că noi nici măcar n-am avut vacă? Și atunci aș vrea să... Bine, nu ar fi fost o problemă, că sincer eu aș fi vrut să am vacă, că... Acum tot ce e bio, eco și așa mai departe, păi sunt cele mai scumpe. Adică eu aș fi vrut să am. Eu n-am vrut să fac o poveste, Radu, dar cine știe să citească printr-o cuvinte, o să înțeleagă. Și nu e apărat că ești mincinos și așa mai departe. Dar am vrut, nu știu, să le fac pe fete, să nu se mai desconsidere.
dacă vin, nu știu, de la Cuca Măcăi și așa mai departe, să lupte în viață pentru ceea ce vor și să nu-și piardă speranța, bineînțeles, că pe maică mea eu am rănit-o. Că vai de capul tău și așa mai... Bineînțeles că am avut stepții. Fac aici o paranteză și momentele mele în care n-am fost bine. Dar nu ce n-am exagerat eu acolo. Cu fundul curții. Cu fundul curții, cu vaca la păscut, cu prostiile mele. Asta îți dai seama că nu s-a întâmplat niciodată. Dar ăștia au luat-o de bună. Pentru că imaginez că era un articol în presă. Recunoști vedeta care a plecat. Vedeta. De la coada vacii. Erau quizuri. Bă, care e vedeta din România care a pornit la coada vacii? Mama plângea că era... Na, îți dai seama. Am fost peste tot când eram mică. Aveam pe vară mea care tatăl ei era un bărbat și acum potent financiar. Mă duceam în cele mai frumoase vacanțe și mai departe. Eu n-am mai stat să le povestesc asta. Eu am povestit fix ce mi-a convenit mie, din niște momente care m-au lăsat pe mine marcată, nu știu, când a venit niște ajutoare la școală și copiii care n-aveau tată, trebuia să le dea, nu știu, din astea, geci, caiete, am început să plâng că eu n-am nevoie de așa ceva, că n-am nevoie de pomana voastră, eram, deci, măi, o demnitate pe mine și din asta, deci, și cât am început să plâng isteric, că eu nu vreau, de ce îmi dați mie caiete, că eu am, că... Nu, deci era în capul meu. Că la ce-mi trebuie. Nu, că la ce-mi trebuie. Da, măi, am început să... Deci erau toți copiii ăștia care n-aveau pensie alimentară din partea tatălui, okay, și așa mai departe. Și veneau ajutoare din Anglia, la mine la școală. Și au venit cu geci, pufoaice, carioci, caiete. Deci a venit diriginta la maică. Mi le-am povestit fetelor. Cristina a început să plângă în fața clasei și ne-a refuzat ajutorul. Eu zic că n-am nevoie, că bunică mi-e șpecher, n-am nevoie. Și era? Ei, era, bă, dai seama, era ministru al culturii. Era un om care se ocupa cu agricultura, de-abia așteptam să vândă popșoiul din toamnă și strugurii ca să-mi dea mie bani, dai seama. Știi că la țară se culege porumbul toamna, strugurii și așa mai departe și făcea bani. Avea o grămadă de pământ, îți dai seama, avea pământ, bunică mi-o... Era fraier. Deci era olea cășmecher. A, de acolo din sat, printre cei mai. Am înțeles. Chiar mai era o întrebare pe care o primisesem pe Instagram. Dar bunica mea m-a crescut. Bunica mea cu bunica mea. Deci da, ei, bine, și mama care mi-a fost alături și până i-am dat eu ok-ul să se recăsătorească, mama nu s-a recăsătorit. Da, pentru că eu aveam 12 ani când l-a găsit pe... taică mi-e vitreg. Și mi-a plăcut atât de mult și am zis, mamă, ăsta e pentru tine. Sunt de acord să fii cu el. Maică mea nu s-ar fi combinat cu nimeni dacă eu nu... Ca să nu sufăr eu, tu îți dai seama ce femeie, ce sacrificiu. Și maică mea a fost superbă. Și acum e superbă. Dar n-a vrut ca eu să sufăr, să mă simt inconfortabil, că ei cu un bărbat care mie nu-mi place și așa mai departe. Îți dai seama că m-a întrebat. Și am avut așa un flair și am simțit că e omul pentru ea. Și a fost, se iubește. Acum au 20 și ceva de ani împreună. Da. Păi dacă de la 12 ani, da. Vreo 23. Da, vreo 23. Cam așa. Da. Îi fac, uite, nuntă de argint în 2 ani. Doamne ajută. Apropo de chestia asta cu familia, ți-ai fi dorit sau te-ai fi imaginat având o soră sau un frate? Nu! Dar nu, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu, nu. Nu! Dar nici mama nu și-a dorit. Mama doar pe mine și atât. Dar nu aș fi vrut nici acum. Și nu e din egoism. Nu. Am avut verișoare multe. Nu mi-a lipsit absolut nimic. N-am simțit nevoie de soră, de absolut nimic. Aș fi simțit că pierd dragostea și mama nu mai e focusată pe mine, 100%. Și ăsta e și motivul pentru care tu nu-ți mai dorești al copilului în afară de nouă. Păi nu, fata nu își urmează exemplul mamei. Că doar m-a crescut mama. Da, eu nu-mi doresc alt copil. Și nu din, că ai văzut că din asta să nu interpretezi că stric corpul, că eu nu mi-am stricat niciun corp. Eu am avut o biluță, era puțin umflată la față, că așa e normal când ești însărcinată și nu mi-am stricat niciun corp, sunt intactă. Deci n-am față de genul ăsta, nu. Mi se pare că chiar am avut o perioadă ok cât am fost însărcinată, am fost extrem de energică, primele 3 luni au fost horror. Pe urmă, puțin spre final, cele 2 săptămâni de final, pe urmă, pentru mine a fost foarte ok sarcina.
și o energie ce am avut, ce am făcut casa în care locuiesc acum cu noua, deci n-am avut nicio problemă. Adică nu mi s-a părut, vai, am purtat tocuri până în luna a noua. Nu mi s-a părut, vai, ce nasol că sunt însărcinată. În nasol primele 3 luni, că vomiți. Na, dar nu e valabil pentru toată lumea, mi-a fost rău. Cum ți s-a schimbat viața ta de când a apărut noua? Măi, Radu, ce să zic, eu cu fiul meu am făcut bounding-ul ăsta, n-a fost de la început, că de asta eu când am întrebat-o pe maică mea cum ăsta, a zis că prima dată mi se părea așa un omuleț foarte mic, foarte neajutorat și băi, te apuc o panică că te întreb, oare ce dracu fac eu? Cum o să am eu grijă de acest copil? Că e atât de mic, atât de neajutorat, e frică să-l și speli, îți dai seama. Dar vreau să spun că mai târziu, ca să nu lungesc foarte mult, când avea el 6-7 luni, s-a creat așa o legătură între noi, că Noa îl simt ca și cum ar fi, măi, cel mai bun prieten al meu, fratii meu, orice pe lumea asta, mai puțin, adică eu vorbesc cu el, îți dai seama, eu știi că noi semănăm puțin. Adică sunt prin caz, băi mama, Noa, deci am fost la bancă, deci nu vrei și mi s-a blocat cardul în bancomat, de asta i-am spus, băi, am fost, m-am întâlnit cu aia, bă, dar mă enervează aia, deci nu mai pot, ce se seama ce înțelege el, dar eu îi povestesc acolo. Băi, și la un moment dat am un ajutor și spune și Sabrina, știi că tu vorbești cu el ca și cum te înțelege, dar nu te înțelege, știu, dar la un moment dat o să mă înțeleagă, adică caut în fiul meu și eu să-l sprijin, dar și el să mă sprijine pe mine. Adică eu e așa și mă duc la el și câteodată, dar mă iubești și pe mine, te rog. Și el ce zice în momentul? Dar știi că mă ia în brațe, hug mami, da, hai să vii să-l, că tu nu l-ai văzut. Da, nu l-am văzut niciodată în care în șosea. De fapt nu, l-am văzut de vreo 2 ori, l-am recunoscut după bună. A, da, pe așa salvia. Așa mi-am dat seama, da. Da. Mi-am dat seama după bună că el trebuie să fie. Dar tu trebuie să vii să-l vezi cum e cu mine. Copiii fac foarte bine diferența, dar cine n-are ajutor, poate și imaginează că mama nici nu o vede pe măsă, așa mai departe. Copiii simt, fac diferența, care e mama. Păi, nu doarme fără mine. Să nu fiu și eu acolo, în pat, lângă el. Deci, dar nu simți de prima dată, nu știu dacă e valabil, presupun că pentru mamele care se chinuie și săracile, mi-e o milă de ele, că chiar am fost internată cu o femeie care s-a chinuit 7 ani să rămână însărcinată pentru ele, îți dai seama că bounding-ul ăsta poate se face imediat, cum l-a născut și așa mai departe. Pentru mine a fost așa ceva, nu știu, mă simțeam încă copil, nu știam cum să îmbrățișez noul rol de mamă. Plus că nu a venit dintr-o dragoste nebunească, inconștientă și așa mai departe. Știi că, nu știu, cum am fi noi doi, te văd undeva, te îndrăgostești de mine, hai să ne iubim și îl avem pe Noa. Da, până la urmă... Nici n-am avut timp să mă cunosc bine. Și chestiunile astea au și ele farmecul lor și înțelesul lor. Eu, cel puțin personal, mi-e foarte greu să-mi imaginez scenariile astea, pentru că observ foarte multă lume care își dă cu părerea despre copii, despre crescutul copiilor, dar neavând absolut niciun fel de experiență în direcția asta, eu nu pot decât să ridic niște întrebări, care sunt niște curiozități oarecum și ale mele și niște curiozități și ale publicului, și la care să aștept răspuns din partea oamenilor respectiv. Nici de cum să mă apuc eu acum să emit judecăți de valoare despre parenting sau altceva, alte lucruri pe care le pot asimila doar cu modul în care părinții mei m-au crescut pe mine sau ce am mai văzut pe la alți copii crescuți de către părinții și lor. Și voiam să-ți mai zic ceva, adică sunt cea mai fericită acum că l-am pe Noa. Adică copilul ăsta mi-a adus un echilibru cum nu credeam vreodată, că tu mă vezi că schimbată și tu la un moment dat mi-ai spus că mă vezi că de cât schimbată față de cum și mult mai eram... liniștită. Da, pentru că m-a echilibrat foarte tare și mă gândesc la el prima dată și nu mă gândesc la mine, știi? Adică ce l-ar afecta pe el. Nu sunt eu. Și e el și eu. El și eu. Și plângeam zilele trecute, mă gândeam că începe să crească, știi? Și nu vreau să rămână mic. Să am grijă de el. Da, e o chestie foarte mișto și care se vede la tine în momentul în care vorbești despre el. Se schimbă foarte multe lucruri și în privirea ta și în glasul tău, lucruri care probabil tu nu le sesizezi în momentul da, în care da, eu vreau să știu cum e, Radu, să-ți plece copilul de acasă. Adică eu când o să aibă Noa, când o să fie mare, deci eu cred că o să fiu, mamă, distrusă, frate. Deci eu cred că o să... Zezea, și singurul copil să rămână, eu cred că nebunesc. Da, sigur nebunesc.
Se vină și momentul ăla la un moment. Da, știu. Păi de asta zic că o să nebunesc. Uite, apropo de întrebările despre care îți povesteam, pe care le-a adresat lumea aici. Deci mă enervează părul ăsta, că de-abia mi l-am făcut și nu stă, iartă-mă că mi-am pus mâna de 100 de ori în el. Lasă-mă că e frumos, zine cu forcapil cu astea. Hai, lasă-mă. Ești vesc, ești maker. Ideea e, uite, foarte multe dintre întrebări sunt în legătură cu relația ta cu Alex, cu tatălui Noah. Foarte mulți oameni care întreabă dacă mai ești împreună cu el, dacă mai e împreună cu tatăl copilului. Asta pe lângă multe întrebări pertinente, dar hai să o lămurim pe asta mai întâi. Păi, deci am fost o perioadă de tot rahatul, adică de tot o perioadă în care nu m-am înțeles. Deci dacă nu l-aș fi avut pe Noah, spun sincer, când făceam bagajul și eram plecat în munți. În munți, închisă, un lacăt, nu știu, cu ceva, făceam ca mugli. Nu, deci a fost o perioadă în care efectiv îmi venea să fug de acasă. Nu că nu mă mai înțelegeam. Noi am făcut copilul ăsta extrem de repede, pentru că nu că ne-am îndrăgostit. Băi, a fost dragoste la prima vedere, dragoste de aia nebunească și el de mine și eu de el. Bineînțeles că dacă n-ai timp să te, cât poți cunoști un om în 3 luni? Poți să-l cunoști? Nu, ajuns să-l cunoști în 20 de ani, dar da, până 3 luni, dar dacă ajungeam să-l cunosc, mă gândești pe partea cealaltă că n-aș fi mai ajuns să-l fac pe Noah. Că e și el dacă mă cunoștea pe mine 100%. Pa, la revedere și eu pe el, pa, la revedere, it's ok. El este un om extraordinar, este minunat, mai e un suflet, deci n-am văzut, are un suflet extraordinar de bun. Dar extrem de dificil și noi semănăm extraordinar de mult, tu îți dai seama, doi oameni care sunt la fel? Doi oameni care sunt la fel s-au găsit, s-au îndrăgostit, au făcut un copil și abia pe urmă au ajuns să se cunoască. Și automat când am început să mă cunosc și să văd și eu, să vadă și el, am avut o perioadă, mă, era de groaznică. Groaznică, în care stai să te gândești ce e bine. Băi, Nenciu, mi-ai zgâriam anul, era un o umbră. Nu mai râd, Radu, dar crezi că scria masa cu microfonul, hai că mamă ăsta. Las-mă, gata, este bună. Trecem peste, fetelor, credeți că mi-a scria masa. Radu, te rog. Uite și băieți la noi, zile și lor ceva. Măi, unde am rămas? Era deci, atent? Cu copilul, cu nou. Da, măi, a făcut copilul cu rob pe care... Pe care nu-l cunoșteai. Ei, nu-l cunoșteam, îl cunoște, măi, termină-mă. O să-l ia ăștia podcastul, o să-l ia ăștia podcastul și o să-l tai și o să pună real din ăla. Că stai, a făcut un copil cu un om pe care nu-l cunoaște. Nu-i știam defectele, nu-l vedeam ce face, cum face, unde pleacă, când vine și așa mai departe. M-au omorât ăștia cu înșelatul, deci m-a terorizat iarele. Dar te-a înșelat? Ei. Uite, e dacă m-a înșelat, eu aflam în secunda 2, zice-mă, erau pipițele astea, cred că pipițele aia. Ei, uite cu cine sunt. Zice-mă, prima poz în secunda 2. Serios. A, nu te gândi că e vreun potolită omul și vreo ușă de biserică, dar eu știam clar ce mi-am luat prima dată. Bă, ce mă enervează duile astea care spun, vai! Extraordinar, uite ce mi-a făcut. Păi, de fiți să nu vezi ce ți-ai luat? Adică tu prima dată nu-l vezi pe el ce ți-ai luat? Adică tu nu deschizi puțin Google-ul, vezi? Îi se spune așa, a ieșit cu 2000 și din asta, deci automat nu te aștepți la ușa de biserică, nu? Adică eu nu sunt atât de afectată, că nu, eu nu mă așteptam, eu știam ce mi-am luat. Înțelegi? Deci despre orice bărbat care nu e ușă de biserică, se găsește ceva pe Google care să ne conducă la... Nu, măi, mă refer la el că era cât de cât cunoscut și avea pe tine să de pe zi am stat să-i toc fiecare articol în parte ce se întâmplă. Știi? Și maică-mea la un moment dat a fost ce de... Nu? Ai nebunit? Stai, mă, zic oricum pentru bărbații de genul ăsta, zic oricum, mai va exista o femeie care să-i potolească până la urmă, dacă el o iubește și așa mai departe. Dar cum, ce-ți spun eu, Radu, cât înseamnă să-l potolești? Nu poți să-l potolești 100%, mai ales că eu sunt o femeie care îți dau foarte multă libertate, dorindu-mi extraordinar de mult libertate și eu. Și automat, eu nu te întreb nici la ce oră vii, nici când vii, nici când... Alex e un bărbat care îi place viața. Distracțiile, viața și așa mai departe. L-am lăsat să facă exact ceea ce, ce și-a dorit. Da, îți dai seama că și în momentul ăla sunt anumite lipsuri.
Și ajungi la un moment dat să simți că nu e ok. Că poți le faci, băi, le faci la 20, le faci la 25, le faci la 30. Dar pe la 40 te mai potolești. Mai obosești și tu. Mai obosești, îți mai, nu știu, îți mai apare un fir de păr alb, ești mai înțelept, ai experiențele tale de viață. Acum te gândi că zic ceva de om și eu de o fiică și eu nu știu cum stau unii cu mine, deci vă rog frumos să mă credeți. Mă, nu că sunt dificilă, tu știi foarte bine, la mine n-ai voie să mănânci orma, nu trebuie să miroase usturoi, acea apă nu, aia nu, aia nu. Și mă știi cum sunt. Mm-hmm. Mai fac și crize din când în când. O criză ce înseamnă? Mă închid în cameră, stau acolo, nu vreau să vorbesc cu nimeni, asta înseamnă criză la mine, să mă gândiți că deci, nu ai voie să vorbești cu mine, dacă ai deschis gura, m-am enervat. Nu, mă lași în pace. Și atunci îți dai seama că sunt un om extraordinar de dificil. Și eu dificil, el dificil, am trecut prin cea mai neagră perioadă în care Radu nu că a fost așa, să zic stop. Mai era, știi, fir de păr și dintre asta când îl tragi, mai era extrem, extrem de puțin. Dar când ai un copil, când se obișnuiește în mediul în care se obișnuiește, mă, nu poți. Adică, că e foarte nasol, eu am observat chestia asta, Radu, la părinți care sunt despărțiți, ba la unul, ba la altul, ba o săptămână la tasul, ba o săptămână la măsa, ba o cunoaște pe iubita ăsta, ba fiul cunoaște iubitul actual, știi? Adică e un pic, e dezechilibru pentru copil. Și acum la 2 ani, 7 luni, noua se formează. Ok. Atunci se formează, înțelegi? Mm-hmm. Și atunci el trebuie să formeze cu o bază. O să-l scot. Că știi ceva, Radu? Eu am trăit viața. Eu știu cum e să fii și fericit, și nefericit, și depresiv, și traumatizat, și așa mai departe. Nu mă gândesc acum ce mi-e, dacă nu sunt fericită, mi-am luat copilul și am plecat. Nu, frate, trebuie să te gândești și la el. Să nu-i lipsească partea aia masculină, cât de cât, care e în jurul lui, atunci când se dezvoltă creierul lui. Atunci când începe să-și, nu știu, să diferențieze emoția de rațiune. Și atunci e important, eu nu pot să-l scot din mediul lui. Eu știu ceva, eu sunt o femeie independentă, eu pot să fac ce vreau, mâine să plec, mă descurc singură. Bărbați mai sunt pe lumea asta, femei sunt cu carul. Sunt mai multe femei în lume decât bărbați. Femei, deci, pentru el te referi, da, nu pentru tine. Da, e normal, David. Hai cu mine, așa. Dar te întreb, măi, e ok? Da. Și stai puțin, că nu spuneam acum că facem vreun sacrificiu pentru copil și vezi, Doamne, când mă vede, zici că vede pe dracu. Că anumite sentimente când tu faci un copil cu un bărbat și el își dorește acel copil, rămân. Îți dai seama? Una e că nu te înțelegi tu. Că acum, dacă e de asta, eu nu m-am înțeles cu nicio relație, cu niciun bărbat din relație. Cu ce m-am înțeles? Tu ai văzut că tu ai stat. Ți se pare că eu mă înțelegeam extraordinar de bine, era că putea să fie două zile de pace, după care începea războiul. Mm-hmm. Deci, suntem doi oameni dificili, două personalități extrem, extrem de... Măi, avem o personalitate puternică amândoi. Mm-hmm. Și ne place să facem tot ceea ce ne dorim. Uite, apropo de chestia asta, e foarte multă lume. Dar m-am omorât asta cu înșelatul, mă, deci este extraordinar asta cu ceva. Deci nu te-am înșelat, am mai făcut bășcălie pe ăsta și la un moment dat m-am enervat și băi și ceva, toți bărbații din viața mea m-au înșelat, în care mi-a dat la un mesaj și le-a spus, eu nu te-am înșelat niciodată. Dar zi, mă, zic, am zis la mișto, lasă, mă, zic și tu. Ăla a ajuns să creadă că e singurul fraier care nu te-a înșelat. Exact. Dar știi cum a prelat ăștia din ziar? Bă, secunda 2 de zici că... Dar tu ai impresia că eu sunt atât de proastă sau atât de... nu știu ce cred. Adică de ce asta e o relație cu un om care mă înșeală de dimineață până seara, dar îmi lipsește o mână, îmi lipsește un picior, n-am destul păr, nu... Am banii mei, am casa mea. Alex nu m-a luat din drum, nu m-a găsit pe drum. Știi foarte bine, eu eram într-o... Deja erai șmecher atunci. Deja eram într-o situație financiară extrem de bună, mă
întrețineam singură. Am 7 ani de când mă întrețin singură. Și nu-mi lipsește absolut nimic. Adică omul nu m-a găsit în gunoi și m-a scos din gunoi. Și atunci eu n-am nevoie de nimic. Mai puțin să stau... Tu știi că mie nu-mi place să stau în relații în care sunt chinuite. Eu stau undeva pentru că îmi doresc să stau. Și repet, bărbați și femei sunt cât cuprinde lumea asta. Și asta e important de precizat. Știi că foarte multă lume tot dă pe aia. Eu îți spun ce îmi spun mie oameni. Da? Pentru că există foarte mulți oameni care, știind că noi avem o relație foarte apropiată, care n-a mai fost atât de apropiată în ultimii 3 ani de zile. O să ajungem și la subiectul ăsta. Dacă am făcut copil, ce vrei, crezi că mai era la fel? Am fost și eu un copil, trebuia să stau cu țibulcă să jucăm hora românească. Ai nebunit? Am fost un copil. Deci... Dă-mi ai că o să stau, m-am enervat. Dincolo de asta, există mulți oameni care mă tot întreabă, zic, dar stă cu el pentru bani. Mă refer la oameni care vin la mine, știi, că eu dacă mă duc în club, există niște întrebări pe care le primesc de obicei, mai ales după ce se îmbată ăștia. Mă găsesc, ba pe la baie, ba pe noi, mă întreabă, dar Cristina aia ce mai face? Stă cu ala pentru bani, este? Da. Și tot timpul încerc să le explic, știi? Și uneori și beat, încerc să-i spun. Nu, Cristina are banii, are bani mai mulți ca... Tu ce faci, Cristina? Și dau și niște sume mai umflate, nu știi, ca să-i frustrezi mai tare. Dar tu de ce nu zici că da? Bă, da, oamenii se referă la Alexandru, de zici că e are vreo 250 de kg, cel puțin, are 1 metru și o măslină. Alex e un bărbat frumos. Adică Alex e un bărbat de 1,90 în toată asta, arată incredibil la aproape 40 de ani. Și Alex vreun generos nu e. Mamă, ce podcastul ăsta a avut două părți. Până în momentul de față a fost partea 1, Cristina serioasă, partea 2, în care a ieșit Moldova, efectiv. Da, mă, nu e el cu dintre astea. El nu înțelege de ce dai pe geantă atât, dar nu înțelege de ce dai pe o perechi de pantofi. Zici că ești nebună. Deci nu ți-a luat niciodată vreun cadou scump, nu? El? Da, adică toate cadourile, toate lucrurile astea scumpe pe care tu ți le iei, eu știu răspunsul, dar vreau ca să se clarifice o dată pentru totdeauna. Astea ți le iei tu singură. Eu de la Alex am milenul de logodnă și la revedere. Ok. Asta e singurul cadou pe care l-am primit. Adică cadou, că trebuia să mi-l dea, presupun, nu că era cadou, dar pe să-i singur. Adică genul ăla, te duci la masă normal, e bărbat, îți plătești, dar Alex nu are treabă cu chestiile astea. El, dacă îi zic în poșeta aia costa, și zici, te ești nebun, dacă îți dai atâta pe geantă. Deci nu e genul de bărbat care, dar... De eu abia aștept că dacă, uite, dacă vreodată se termină definitiv, eu abia aștept să-l ia asta și să încerce. Să vadă cu ce să alege. Eu vă invit. Hai să mai uităm puțin, te rog frumos, pe întrebările pe care le-am dar eu vă invit de pe acum. Ai de capul meu, Doamne. Deci 3 ani de zile am așteptat momentele astea în care să mai râd așa. Știi cum e vorba aia română, s-ar putea să te arzi. Ok. Mai ales că acum ai soare la 37 de grade, cât zilele astea trebuie să te dai cu de-astea. Nu, mă, e un băiat mișto, dar nu toți bărbații au chestia asta. Până la urmă, dacă are tasul asta, nu înseamnă că are și fiusul. Nu e un băiat care... Eu apreciez asta la ea, că nu e un din ăla tâmpit care aruncă cu banii în stânga și în dreapta și nu mai știe de capul lui. Se întinde cât îi este plapuma, cum o fi, și atât. Adică el e foarte responsabil de... Ăsta. Și dacă trebuie să te și obișnuiești într-un anumit fel. Și când spuneam eu, bă, fii generos cu o fată, du-i o floare, du-i un parfum de ziua ei, sau ce poți tu să-ți permiți acolo în funcție de posibilitățile, dar fă-o să se simte importantă, știi? Uh-huh. Măi, dacă tu nu crești cu chestia asta și nu ți se ăsta și ești așa, nici n-ai de unde să le... Nu, dar astea trebuie să le simți până la urmă, adică trebuie să ajungi în punctul în care să simți. Măi, bărbații când văd că tu ai și ești independentă și îți permiți orice, consideră că nu mai ai nevoie de ei. Ok. Asta e regula numărul 1. Consideră că tu ești suficient de puternică încât să-ți faci totul singură. Uh-huh. Și bărbații se complexează. Și atunci, dacă el m-a luat când m-a luat, purtam bijuterie, aveam o mașină, stăteam într-o casă frumoasă,
nu-mi lipsea nimic. Eu, uite, că dacă ți-mi iau eu, ce-ți mai dau și eu? Dar ce să-mi dai? Dar eu n-am nevoie de nimic. Eu am nevoie să fiu un tată bun pentru, pentru Noah. Și asta am eu nevoie, să fiu un tată bun pentru Noah și să mă respecte atât cât poate să mă respecte. Și respectul nu ține neapărat că să nu mai iasă din casă, dacă îi place să iasă din casă. Ține de mai multe. E o ramură așa destul de completă și complexă. De apropo de asta, chiar mă uitam acum pe una dintre întrebările pe care le-am tot văzut, regăsite și mai des, că n-avem cum să răspundem la așa ceva. Vă mulțumim tare mult pentru toate mesajele, eu vă mulțumesc pentru cele pe care mi le-ați trimis mie, dar nu se poate răspunde la sute de mesaje într-un podcast, că ar trebui să facem maraton de podcast de două zile. Însă o întrebare din nou regăsită des, adică de mai multe ori, pe care am văzut-o repetându-se de cel puțin 3-4 ori, e ce apreciez cel mai mult și care consideri tu că e cel mai important aspect la un bărbat, după care urmează și continuarea întrebării. Bunătatea. Dar și nu bunătatea, nu spun să fii bun cu mine din punct de vedere financiar. Eu nu am niciodată, adică nu am bărbatul ideal, că tu ai văzut că fiecare au avut, adică au fost foarte diferiți, niciunul nu se asemănă, s-a asemănat între ei și așa mai departe. Dar să aibă, mă, și să fie umil. Eu urăsc, tu știi foarte bine că eu n-am stat printre oameni care se laudă cu ce au vândut, ce au achiziționat, câți bani au și așa mai departe. Îmi plac oamenii umili, oamenii modești, oamenii care n-au nevoie să-și pună nu știu ce brand pe ei ca să-mi demonstreze că au. Și bunătatea de a fi alături de mine, de a se duce la farmacie la 4 dimineața dacă am nevoie. Alea sunt foarte greu. Radu, că tu degeaba îmi dai bani să-mi iau nu știu ce Hermes sau nu știu ce rochie, dar când sunt bolnavă, tu nu te ridici din pat să-mi aduci un medicament. Și atunci, aia nu-i iubire. Că să iei paporniți când dai bani la o femeie, să iei genți, pantofi, când dai bani, asta e cel mai ușor, ți-e la îndemână să faci asta. Să cumperi pe cineva când dai bani, nu este o corvoadă. Bă, ăștia se miră, te miră atunci când nu i-ai. Și zic, mamă, ce e ăla? Dar pentru oamenii bogați nu e niciun fel de problemă. A, o vreau pe aia? Cumpăr aia? O am! Înțelegi? Dar micile gesturi fac diferența. Când ești bolnav, când ești depresiv, când nu ești bine, când stă alături de tine, bă, când te mângâie pe care și spune, bă, hai că tu poți, e important la o femeie să aude că, bă, nu vreau să plâng acum că mă gândesc la 7000 de lucruri, bă, când îți spune, bă, tu poți, tu ești bun în ceea ce faci. Eu n-am auzit în viața mea asta. Adică mie mi-a lipsit să mă încurajeze cineva, iar eu așa funcționez. În momentul când nu mă interesează câți bani ai, că știi foarte bine că așa cum am fost întreținut, așa am întreținut. Ai fost martor. Am nevoie să mă încurajezi. Eu, ca femeie, am nevoie să mă încurajez. Că sunt cea mai bună, că pentru tine sunt cea mai frumoasă și că pentru tine, nu știu, că în ochii tăi sunt tot ce ai visat tu sau tot ce ai sperat. Și dacă nu, eu n-aud astea și mi-ai cumpărat nu știu ce căcat, care mie nu mi-a lipsit, Radu, mie. Eu sunt o fată care mie nu mi-a lipsit nimic. Chit că am avut relațiile mele potrivite, nepotrivite, who gives a fuck, mie nu mi-a lipsit nimic, eu am avut tot ce mi-am dorit. Tot ce mi-am, bine, nu la nivel de avion privat și nu știu ce, tot ce mi-am dorit. Ba, pornița pe care mi-am dorit-o, pantoful pe care, nu ar fi ceva care să mă surprindă. Și atunci, eu îmi permit lucrurile materiale să mi le achiziționez și singură în momentul ăsta. Și atunci am nevoie de sprijin. Și dacă n-am sprijinul ăsta moral, iubirea aia adevărată, mă, că iubirea adevărată nu-i să iei, nu știu ce, că a văzut ea la magazin, nu știu ce bijuterie sau nu știu ce brățară. Păi erau niște idioate pe net, bă, că altfel nu pot să le spun, niște idioate, că mi-amintesc de... e un citat în Însemnări din Subterană, pe care și Pleșul l-a citat în conferința lui despre prostie pe Dostoievski. Bă, omul e prost, fenomenal de prost și mulți sunt proști.
l-a iertat pe Pițurcă pentru că i-a cumpărat un ceas. Ok. Deci asta era... și de obicei se spune că oamenii spun ceea ce gândesc ei sau ceea ce ar face ei. Mm-hmm. Se uită în oglindă și în momentul ăla... Păi cum ai putea tu să ierți un om la nesfârșit sau whatever, care nu te... Nu că nu te respectă, care te calcă în picioare, doar pur și simplu că ți-a luat nu știu ce rahat să porți tu la mână, în picior. Adică mie mi se pare că oamenii ăștia nici nu gândesc, măi, în momentul când scriu ceva. Ei nu gândesc. Ei pur și simplu sunt așa ce aud, că în România e foarte mult pe auzite. Auzite, surse și așa mai departe. Și dacă faci o bășcălie, ți-o iau de bură. Și de multe ori am făcut ironii pe nece așa. Și mi-au fost luate de bune. Tot. Dar care e cea mai importantă calitate a unei femei? Că asta era continuarea întrebării. Cea mai importantă calitate a unei femei, din punctul meu de vedere, este să-și păstreze, și mereu le-am spus asta fetelor, doza asta de demnitate și de prestanță, să ai o anumită prestanță, să nu aibă impresia că te poate avea ușor. Cum vrea el și când vrea el. Pentru că bărbații, ceea ce se obține ușor, devine neinteresant. Devine neinteresant, Radu. Și atunci femeile au nevoie de stropul ăla de demnitate și prestanță. Adică să nu te arate nimeni cu degetul, să nu-ți dea nimeni palme la fund în momentul când ai ieșit în club, să-i dai una să vadă stele verzi, l-ai lipit de perete și mai departe. Oamenii să nu-și permită cu tine ca femeie. Că în momentul când tu ca femeie, bărbatul sau bărbații de lângă tine își pot permite orice, să facă orice fel de glumă cu tine, să te jignească și așa mai departe, înseamnă că tu le-ai permis la un moment dat. Și tu nu trebuie să permiți niciunui bărbat în viața asta să te umilească. În momentul în care te-a umilit, te-a desconsiderat, te-a minimalizat, ai plecat. Niciodată să nu stai lângă oameni care te umilesc și care le face plăcere să te umilească. Vorbeam despre faptul că există niște tipare. Acum mai toate femeile, să mă ierte Dumnezeu, dar încearcă, din punctul meu de vedere, să respecte anumite standarde. Deci nu vreau să generalizez, dar se întâmplă foarte des să regăsesc femei care încearcă să arate precum un tipar, să respecte tiparul respectiv, să se opereze la fel, să se îmbrace la fel, să folosească același parfum. Bărbații, pe de altă parte, de asemenea, poartă aceleași branduri care ajung să reprezinte un statement doar pentru faptul că doar așa pot arăta că-s bogați sau că-s avuți, majoritatea nefiind în realitate. Și povesteam despre chestia asta și despre faptul că sunt atât de nesănătoase aceste lucruri și această goană după efemer, după ambalaj, e absolut una nebună din punctul meu de vedere. Și vreau să te întreb, care crezi tu că e soluția pentru treaba asta? Adică, o fată, cum poate ea să procedeze pentru a nu cădea în capcana asta și, până la urmă urmei, care sunt reperele după care ar trebui să ghideze pentru a fi ea și pentru a avea propria personalitate construită după propriile gânduri și propriile valori? În primul rând, să nu se compare. În momentul când ai început să te compari, poți considera că ești pierdută. Dacă tu, de exemplu, îți dau un exemplu, ai deschis pagina de Instagram, de Facebook, whatever, și ai început să te compari cu nu știu ce vedetă din România, că și-a făcut buzele, nu știu cum, și țițele astea, și asta-i dorința ta, scopul tău în viață să arăți ca aia, deja ești caz pierdut. Eu niciodată, și asta am apreciat la mine însămi, că nu mi-am luat niciodată exemplu pe nimeni. Nu m-am comparat cu nimeni, chit că am fost și eu la liceu, la facultate, și mai departe, crezi că mi-am dorit să fiu ca colega? Sau... Niciodată, sau să am ce are colega, erau fete mult mai avute decât mine, din familie și așa mai departe. Îmi duceam nu știu ce mașină, așa și... Eu sunt eu. În momentul când începi să te compari și să-ți dorești, mie nu poți să-mi spui că te operezi sau îți fârtești fața sau te tai, că te simți, ești bine cu tine.
sau că te iubești sau că te respecti. E altceva, Radu, să-ți nu știu, ajustezi anumite defecte, nu știu, ai vreun nas extrem de coroiat, nu știu, ești complexată, îți faci mici. Dar e altceva să fii altcineva, să nu te mai recunoști în oglindă. Și asta nu poți să spui că e iubire de sine, că iubirea de sine și să te accepți așa cum ești, păi te accepți cu tot cu defectele tale fizice, umbrele tale, ochiul tău, nu știu cum, buza ta asimetrică și așa mai departe. Aia nu e acceptare. Aia înseamnă că nu te suporți. Tu nu suporți ceea ce vezi în oglindă. Ți se pare că ești urâtă și ai nevoie de ajustare, ajustare, ajustare în fiecare zi. Aia nu e iubire de sine. Cum să fie iubire de sine și mă iubesc, mă respect și de asta mă mutilez. Nu, te urăști atât de tare. Îți urăști atât de mult corpul. Și asta, pentru că tu știi că femeile care se operează, vorbeam cu Radu și așa mai departe, obsesiv, ele au aceeași imagine cum au avut întotdeauna. Ele nu se văd cum sunt acum. Deci ele nu se văd. Ele au rămas setă că tu rămâi cu imaginea ta, prima ta imagine, cum ești tu. Cum femeile care au fost, au avut kilograme în plus și pe urmă slăbesc. Ele nu știu până la ce punct trebuie să slăbească. Slăbesc în continuu, pentru că ele se văd grase tot timpul, din păcate. Deci, asta este o boală deja. Nu mai ține de nimic decât că ești bolnavă. Nu cred că vreun bărbat normal la cap, cu educație sau cât de cât, chiar și un student, nu știu, la medicină sau la drept, ar putea să-și ia așa ceva acasă. Un din ăla care te sperie dimineața, păi dă-mi seama că fața-i tumefiată, Radu, nu mai ești tu. Nu poți zici că arăți ca o floare, te-ai trezit și arăți ca o floare, arăți ca un mop. Și atunci e din complex și din păcate și rog fetele, chit, că vor să mă asculte sau nu vor să mă asculte sau whatever, să nu se mai uite la așa ceva. Că nu le-ai văzut în realitate să vezi cum sunt. Că nu-i bine ce e acolo. Care e cea mai mare dorință ta în momentul de față, Cristina? Cea mai mare dorință mea, Radu, este să fiu sănătoasă, că fără sănătate nu poți face nimic în viață. Și mi-a zis și mama și știi, la un moment dat am avut așa, hai lasă-mă. Am luat în derâdere și am trecut printr-un moment destul de dificil, nu vreau să intru în detalii și am pus mâna pe telefon și i-am spus, mamă, știi că ai dreptate? Sănătate e cea mai importantă, pentru că fără de sănătate nu poți să faci nimic. Nu o să fie bine. Eu să fiu sănătoasă ca să pot să-i ofer copilului ăsta până la 18 ani ceea ce își dorește, educație atâta cât pot și atâta că știu că mai contează la copii și fondul lor genetic, că sunt copii care au crescut fără părinți și sunt extraordinari, dar ei sunt așa s-au format, s-au autoeducat și au luat ce-i bun, sunt copii care iau ce-i bun și sunt familii care le-au făcut, le-au dus pe la cele mai bune școli și așa mai departe și copiii sunt. Deci nu depinde. Depinde și 50% tu, dar 50% și fondul lor genetic. La copii. Deci asta îmi doresc. Nu-mi doresc foarte mult. Și îmi doresc, hai să zic așa, să nu fie de-astea legate de sănătate. Îmi doresc anul ăsta să tot îmi caut un teren. Vreau să-mi fac o casă în pădure. Aici la Băneasa? Nu. Nu, aș face un pic mai la ieșire din București. Vreau o casă efectiv in the middle of nowhere. Ok. Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Da. Și da, micuță, ceva foarte micuț, pe un singur nivel, adică nu foarte, nu ceva, wow. Foarte așa, foarte nordic, foarte minimal, foarte, eu în mijlocul naturii. Că, tu știi, oricât, chiar dacă sunt pe internet, eu sunt un om foarte singuratic și îmi place să mă conectez cu natura, cu mine, cu energia, cu neenergia. Că e și normal pentru un om care a pornit de la coada vacii. Nu, dar nu-i nimic greșit să pornești de la coada vacii. Deci de ceva, chiar dacă n-am avut vacă, știu să smulg vaca. Adică mă duceam la tanti Tinca în grădină și mai exersam. Îmi plac animalele, n-au nicio problemă. Ce contează, Radu, de unde ai plecat? Că ai fost la coada vacii, că ai avut ghiveceu în curte, că n-ai avut.
contează evoluția, că de asta mă enervează. De asta spun că de unde nu-i nici Dumnezeu nu-ți dă. Dar cine era asta de s-a ajuns? Nu mai ții minte, fă, de unde ai plecat? Păi tu cum să nu mai ții minte, mă? De ce avem Alzheimer? Demență în gradul 3? Ce avem? Cum? De ce te face să crezi pe tine care mă urmărești că eu nu mai ții minte? Dar omul evoluează. Se numește evoluție. Nu poți să rămâi cu același WC în curte, vaca pe care o mulgeai, papucii pe care îi purtai rupți și brățara de 2 lei din plastic. Evoluezi. Stilul, tu ca persoană, stilul, nu știu. Îți schimbi anturajul, oamenii din jur. Adică, dar tu nu mai ții minte de unde am plecat? Bă, tu nu mai ții minte? Conta cu dracu să nu ții minte, mă. Ce nu mai ții minte? Că aveam și WC-ul ăsta, dar aveam și WC-ul în curte de ținghița, ținghița fundul. Iarna, îți dai seama, știi cum e cu WC-ul în curte. Ținghița, ținghețau toate. Dar așa ții minte. Dar te bucuri. Acum câți oameni n-ar mai vrea care stau între patru pereți la 40 de grade să aibă, nu știu, o bucățică de teren și să aibă un WC în curte, să mai stea și el la aer. Ați vrea? Așa, asta e un lux. Da. Păi tu, mă, nu e așa? Așa e și ai... Nu vezi că toți își iau acum case pe lângă București, nu în București, că acum luxul nu e să mai stai în București, acum luxul e să-ți iei nu știu ce casă, să fii conectat cu natura, să fii nu știu cum, să ai o puțină grădină și să spui... N-ai văzut Kim Kardashian are roșii în grădină și de-astea, ai văzut? Are roșii? Da, mai că bio! Păi ăsta e next level acum, să ai roșii, castraveți, salată, ce-ți mai plătești tu, morcovi, gogoșari și ăsta e luxul. Acum luxul nu e să mai stai în nu știu ce apartament, nu știu ce casă în București. Acum luxul e să stai, să ai nu știu câte hectare de pământ, în mijlocul ăsta, în natură, mâncare bio. Este lux, ce-i scump acum? Tot ce-i bio, nu mâncare procesată și așa mai departe. Și atunci asta este next level de lux. Și asta va fi pe viitor. O să vezi că o să se aprecieze exact ceea ce batjocorim noi, de fie vaca, oaia, să ai un miel de paș, nu, din grădină și din asta, nu știu, eu nu mănânc, doamne, dacă am mult de GF, da? Nu cules din grădină, zi, de acolo, de la stână, mă rog, dar eu nu mănânc, eu mor, dacă, deci dacă eu văd miel tăiat, eu leșin. Nu, miel nu. Hai, dar trecem peste. Dar vacă-i... O să vezi, o să vezi că asta o să se apreciezi, la asta categoric, o să ajungă. Categoric că ne vom întoarce la lucrurile astea până la urmă urmei, pentru că tot în viață este ciclic, așa cum... La tradiții, să te întorci la tradiții. Evident, așa cum de fiecare dată și amintirile pe care le ai dintre cele mai frumoase sunt cele la care te vei reîntoarce de fiecare dată cu drag. Vreau să-ți spun niște lucruri... public acum la finalul întâlnirii noastre pe care și tu le știi foarte bine. Pentru mine cea mai frumoasă perioadă din viața mea și cea mai înfloritoare a fost perioada în care tu m-ai adus aici în București și asta pentru faptul că în momentul ăla eu am devenit adult, mi-ai dat cea mai mare încredere în mine posibilă și probabil că mare parte din tot ceea ce am realizat eu ulterior ți se datorează și îți voi fi mereu recunoscător și sunt cât se poate de mândru de faptul că am avut această șansă, acest privilegiu de a te cunoaște și sper din tot sufletul ca în decursul vieții mele să am inspirația și sufletul necesar încât să fac același lucru și eu pentru alții, așa cum ai făcut și tu pentru mine. Episodul de astăzi este unul cu totul și cu totul special, numai prin simplu fapt că e primul episod la care am avut emoții reale, pentru că în mod normal tratez lucrurile cât se poate de simplu, dar nu mi s-a mai întâmplat să am așa un episod în care invitatul să fie atât de apropiat și încărcătura emoțională să fie atât de mare. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine, Cristina, și vreau să știi că orice ar fi, o să încerc prin tot ceea ce pot eu să te fac să fii mândră de faptul că m-ai ajutat și că mi-ai dat pornirea. Cred că te-am ajutat că știam că o să ai o moștenire.
Glumesc, Radu. Lăsăm gluma la o parte. Cu tot dragul din lume, știam că o să fie bine. Am simțit. Ești un băiat extraordinar, în afară că ești... Adică nu ai nevoie oamenii să te perceapă că ești deștept, că ești talentat. Că tu știi asta și tu trebuie să știi. Și eu știu. Și nu trebuie să-ți pierzi încrederea în tine. Ai toate aturile să reușești. Frumos ești, deștept ești, talentat ești și sunt sigură că eu am fost poate aia care a pus o cărămidă, dar ce faci de acum încolo va depinde doar de tine și îți doresc toată bafta din lume, dar vine să plâng. Și m-am emoționat și eu în momentul ăsta, dar... Ești prost, dar de ce să plâng? Păi ești prost. Trebuie făcută și o încheiere la... Da, fă tu. La întâlnirea asta. Prieteni, vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Probabil mulți dintre voi de la Cristina mă cunoașteți. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați acordat încrederea asta și sper că nu v-am dezamăgit și nu o să vă dezamăgesc nici de aici încolo. Pe Cristina nu mai are rost să vă spun unde o găsiți ca să o urmăriți, pentru că e deja acolo șefa șefelor. Bine, dar am închis comentariile? Categoric. Bine. Comentariile aici vor fi închise. De data aceasta, pentru podcastul ăsta este doleanța Cristinei, nu vor fi comentarii, nu vor fi activate comentariile la acest podcast, dar dacă vreți să o înjurați pe Cristina, trimiteți-mi mie mesaj pe Instagram. Intrați pe Cristina pe pagina de Instagram. Nu, faceți-vă cont pe Portrait of a Woman și acolo puteți să o înjurați. Pentru că costă acolo. Acolo dați 30 de euro, o și înjurați de 30 de euro. Bă, dar ce înjurători frumoase vă vin la 30 de euro, credeți-mă, aveți și motive atunci. Iar pe mine, pe unde vă doriți, cu numele de Radu Țibul, că pe toate platformele care există, mai puțin pe Twitter, mă găsiți. Bine, nici pe OnlyFans nu mă găsiți, nu mă căutați. Și nici pe astea. Alte, hai măi, termin odată. Vă mulțumim tare mult. Nu uitați să abonați dacă v-a plăcut. Like, share, subscribe și să aveți parte de zile minunate și de o vară minunată.